Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați revenit în forță la Fanatic Superliga luni, marți, vineri și în această săptămână și sâmbătă dimineață. Vineri seară deputează Mircea Lucescu pe Banca Națională de Fotbal a României, o deplasare grea în Kosovo și vom avea emisiune și sâmbătă dimineață, bineînțeles, cu toate reacțiile după partida care se termină foarte târziu, undeva spre miezul nopții de sâmbătă dimineață, ediție specială Fanatic dedicat echipei naționale de fotbal și mai ales redebutului lui Mircea Lucescu după 4 decenii pe banca reprezentativei României. Ca orice emisiune care se respectă, începem prin a prezenta sponsorii și prin a le mulțumi. Superbet, sponsorul principal al emisiunii, liderul de forță al pieții de pariuri și de gambling din România și bineînțeles prietenii de la Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii, o apă care, fără niciun fel de exagerare, ne-a ajutat să trecem această vară mai toridă decât ne-am fi așteptat. Echipă tare la această primă ediție, ca să zic așa, după mica pauză pe care am avut-o, vedeți, m-am mai bronzat și eu puțin, așa, am mai băgat niște vacanțe, mi-a zis Cobra Ilie, zice, bine că m-ai sunat, că nici mai aveam numărul tău de telefon, are și el dreptate în felul lui, știi? O să-l întreb câți bani am mai făcut la pariuri, că fac pariuri că iar s-a îmbogățit, dar nu mai contează. Nu? Râde. Da, priviți. Da, da. Ia. Uitați-vă ce zâmbet are. Da? Uitați-vă zâmbetul. Am biletul câștigător, e aici. Post. Cum? E biletul la mine. Ia. Aha, ok. Avem biletul de ieri câștigător. Bine. O să discutăm imediat. Invitații. Adrian Ilie. Salut, Cobra. Bine ai venit. Robert Niță. Nițache, cum zice Gicuță Hagi. Salut, Robert. Și la fel bine ai venit. Măcar regele să mă mai aling. Da, măcar atât. Vrei să te aling și eu, că te aling și eu? Nu. Zi, vrei să te ating? Nu, ariciule. Nu. Mă uit așa cu invidie la tine ce... bronzul ăsta de la Hollywood, ai că mie nu-mi iese ăla cu Hollywood One, știi? Da. Adică băi, arăți actor așa. Arăt așa. Mi-am lăsat și puțină bărbiță, așa, da, mai înțeles, să fiu cool. Salut, Robert, da? Te salut, îți mulțumesc de invitație. Nu interesează pe oameni cum arătăm, da? Ba da, cum? Da? Eu am unul care îmi zice tot timpul, mă complimentează, așa, mă întreabă, ai dormit în acvariu, iar ai venit Mahmur, bărbețivule, am un prieten care e pe mine. Știi? Nu te scapă deloc. Bă, deloc. Bă, închide scămașa, bă, nasturii până la... Deci, cred că are ceva... Nevastă ta și vorbești metaforic acum? Jur, nu e unul de ăsta care îmi scrie mesaje. A, cred că am făcut o pasiune, da, așa. Să-mi zici și mie. Azi nu sunt nici Mahmur, nici Bat, nici n-am dormit în acvariu. Și ți-ai închis și cam așa. Și am închis și până da, aici. Da, te-ai închis și până. Sper că e ok, aștept mesajul. Da, prieten. Tripleta de aș, ca să zic așa, e completată de Andrei Vochin, consilierul președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu și unul dintre extraordinarii ziariști pe care are sportul nostru. Salut, Andrei, și bine ai venit. Salut, Horica, bine te-am găsit, dar de ce Mahmur? Adică de ce neapărat Mahmur? Cred că a văzut declarația domnului Lennon cu Mahmureala în joc și a interpretat-o greșit. O avea față de drojdier, nu știu de ce, că dacă tot m-a distrus. Dar sunt buni și oamenii ăștia, uite, că ne țin așa în priză și, apropo, mulțumim celor care au scris în număr foarte, foarte mare. Emisiunea n-a murit, stați cu minți. Coliva era făcută, dar n-am pus bomboana. Așa și apropo, ador Coliva. Ador, da. Nu, eu nu glumesc acum. Eu ador Coliva. Deci, vezi, mamă, îmi place Coliva. Bă, deci nu mai pot. Mai înțeles, am fost acum, plecat puțin în concediu și unde ne-am dus, avea o înghețată cu aromă de colivă, da? Numai din aia am mâncat. Vezi că am fost la cofetărie prin centrul vechi, la un pub de ăsta care au și un laborator propriu în centru vechi și... pe lista de meniu acolo, la deserturi, era trecută colivă. Da, 22 da. De lei. Hai să vă mai spun. Cu aromă de fistic. Sportivă sau avem arte culinare? Arte culinare. Așa, dar atenție, să vă mai spun, nu știu dacă știați. Desertul principal în Evul Mediu era coliva. Nu știu dacă știați lucrul ăsta, da? Cel mai apreciat desert era coliva. E adevărat că și decapitau pe aia pe bandă rulată, știi? În fine, hai, mai înțeleg. Deci, mulțumim pentru mesaje, coliva e bună, suntem iar în forță aici și... Nu că suntem în forță. E puțin spus în forță. O să vedem. Hai să începem în forță, da? Da. Hai să începem cu exclusivitate. Marca Fanatic, pe radarul Rapidului a apărut un nou jucător
extrem, extrem, extrem de interesant și este român. Un fotbalist cu care cei de la Rapid au intrat în contact, au început discuțiile. Vedem acum dacă și transferul se va finaliza. Ultima țintă a Rapidului, o exclusivitate marca Fanatic, este Alexandru Dobre. Alexandru Dobre, care poate să joace pe mai multe poziții, și mijlocaș, și atacant, și bandă, din ce știu, 25 de ani. Ultimul an și jumătate a jucat la Famalicão, nu? Famalicão. În Portugalia, da? Un jucător interesant, a cochetat și cu loturile naționale. Deci Alexandru Dobre, ultima oară fiind ultima țintă a Rapidului pentru campania de întărire care i s-a promis lui Șumudică în această săptămână. Alex Dobre, un jucător interesant. Atenție, foarte, 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 foarte tare treaba asta. Alexandru Dobre nu a jucat niciodată în Superliga României. Da? El a plecat, dacă nu mă înșel, la 18 ani, da? De la Cluj, s-a dus la Bournemouth, după aia Rochdale, Wigan, Dijon și ultima echipă unde a stat un an și jumătate, Famalicão sau Famalicão, nu știu cum se spune în portugheză. Deci aceasta este ultima țintă a Rapidului. Am zis să începem așa în forță emisiunea, da? Și mai am încă vreo 2-3 bombe pentru noastră, așa că stați și uitați-vă la noi. Deci Alexandru Dobre, mijlocaș, nu mă pricep așa de bine, nu știu, voi știți ceva de el? Da, eu știu, Andrei, de la 14 ani. Te rog, ia povestește-ne puțin. Ar fi un transfer interesant? E născut 97, este un jucător care excelează la capitolul fizic. Mhm. Un jucător de bandă, stânga-dreapta, a jucat și în echipa națională a României, în echipa mare a României, a jucat pe la toate loturile, a fost și la Olimpiadă în 2021. Sincer, pe mine m-a surprins faptul că nu a rezistat în vest, pentru că avea caracteristici pentru a rămâne acolo, mai ales că a plecat de foarte mult timp și iar sincer, mă așteptam că dacă vine în România, să vină la CFR Cluj. Uh-huh. Pentru că cei de la CFR Cluj îl cunoșteau foarte bine. Eu cred că poate fi o soluție. Adică e un jucător care poate să ajute Rapidul? Pragmatic vorbind. Eu zic că da. Da? Eu zic că da și cred că e pe spiritul Rapidului în ceea ce privește implicarea în joc. Este genul ăla de fotbalist care aleargă după toate mingile. Mhm. Uh-huh. Și atunci cred că asta va plăcea. E spiritul Giuleștiului, nu? Da. Da. Sincer să fiu, eu mă așteptam că Rapid în momentul ăsta și mă aștept în orice moment să văd o tranzacție pe filiera CFR Rapid. Uh-huh. Pentru că lucrurile se cam potrivesc. CFR-ul a ratat un obiectiv important. Are nevoie de bani? Și a făcut niște investiții și trebuie să și le scoată. Rapid are nevoie de atacant. Și atunci mă aștept să... Te gândești la Bârligea? Sincer, da. Da? L-ai luat pe Bârligea dacă ai fi la Rapid? Da. Da? Da. Uh-huh. Da. Dar costă Bârligea. Păi toți costă. Jambor n-a costat? Crezi că banii sunt o problemă în momentul de față la Rapid? Eu cred că până la un punct, de la un punct încolo, da, banii poate să fie o problemă. Dacă n-am știut că domnul Șucu este nepotul domnului Glazer. Nu, sau dar... Că în momentul de față Rapidul, dacă își dorește un jucător și jucătorul respectiv nu este supraevaluat de clubul de la care provine, își poate permite să aducă orice jucător din România. Repet, așa s-a întâmplat și în cazul lui Luis Munteanu și tu ai mare dreptate. Rapidul la un moment dat a spus stop, pentru că prețul s-a părut prea mare. Da, exagerat. Dar în condiții normale, Rapidul și din punct de vedere al jucătorului și club, Rapidul își permite orice jucător care are un preț corect. Plus că Rapid n-a pierdut niciodată, cred eu, din tranzacțiile cu CFR Cluj. Adică l-a luat pe Dugan. Da, dar mereu i-a transferat în... mereu a transferat cu un plus. Exact. Chiar cu un plus bunișor. Și la Krasnici a fost și la Duganzici. Și la Duganzici. Mm-hmm. Perioade scurte, adică n-a avut nevoie de acomodare, reacomodare. Deci domnul Șucu nu e nepotul lui Buffett. Nu știu că nu sunt și nu, te-am întrebat. Nu, da. Din ce știi? Cred că e bine. Da? Cred că e bine, e bine. E acolo, bine. Nu? E bine, da. Am înțeles, da. Am înțeles. E o contabilitate. Deci ar fi un transfer interesant, Andrei, ca să concluzionăm așa puțin.
această pistă pe care a intrat Rapidul, Alexandru Dobre? Eu zic că da. Eu zic că da. Jucător puternic fizic? Foarte puternic fizic. Foarte. Dacă vezi abdomenul, îți dai seama. Dar are de la Corvinu. Da, deci face, are preparator fizic de la... I-a pus taică-su de pe la 13-14 ani la început, chiar mi se părea exagerat ceea ce face. Dacă a ținut-o așa, cu pregătirea fizică, din punctul ăsta de vedere, nu cred că poate avea rival la Rapid. Nu poate avea rival, e interesant. La fizic? La fizic, da. Serios? Da. Deci pe parte fizic, de ce? Tu spui un lucru foarte interesant, pentru că Rapidul are mari probleme fizice. Da, bun, la, stai în același timp ai un problem acolo. Da, nu probleme fizice de rezistență. Nu am înțeles, efort, e clar. Cum dar arată, este, cum e construit. Exact, e un jucător care a pus accent de mic, de la 14 ani, pe chestia asta, are capacitate de efort. E dispus să alerge, sau era, eu nu l-am mai cunoscut, era dispus să alerge tot meciul, deci din punctul ăsta de vedere, aspectul e desăvârșit. Nu e, Andrei, scuză-mă că te întrerup, nu e un semn de întrebare că vine din, ajunge în Portugalia, 500.000 împrumut, 600.000 transfer definitiv, am văzut că m-am uitat și eu acum după ce a spus Horia, campionatul Portugaliei nu un campionat cu 10 echipe de top. Sunt de acord echipe cu tine, dar atunci ar trebui să ne punem semne de întrebare la toți jucătorii care vin din zona asta. Uite-te la Pașcanu. Pașcanu a venit și el din Liga a doua din Spania. Retrogradat care, din Liga a doua cu Ponferradina. Care este sub Liga întâi din Portugalia, da? Și un Pașcanu care n-arată deloc rău. Și Pașcanu, mie mi-a plăcut ce am văzut. Pe mine m-a impresionat un lucru, în afară de jocul lui, când eu mă mai uit și la detalii când mă duc la meciuri sau când mă uit la meciuri. În minutul 80 și ceva are Craiova un corner în partea dreaptă în direcția lor de atac. Un jucător care vine de 2-3 săptămâni la o echipă. Vorbește cu toată lumea care va acolo. Bravo, bravo. Uite-mă, da. Ochiul tău de specialist. Bravo. Exact. Dar știi ce m-a impresionat. Îți dau cuvântul meu de onoare și cred, fără să mă arunc așa în cuvinte mari, cred că Rapidul poate descoperi un lider în Pașcan. Așa, asta e părerea mea, după posibil, repet ce am văzut acolo. Asta am văzut la Drăgușin, când a intrat în primul sau al doilea meci la Tottenham. Pașcanu poate să preia direct de la Săpunarul ștafeta. Da. Pare exact profilul exact mai trebuie. Tânăr, bineînțeles, al lui Săpunarul și spiritul lui Săpunarul. Păi, și ai perfectă dreptate. Vestiarul Rapidului e un vestiar greu, cu jucători cu personalitate, jucători de echipă națională. Să vii tu un tânăr, chiar dacă joci titular două meciuri, și să te implici în felul în care a făcut-o el la o fază fixă, vorbind cu toată lumea, și aici au un mare plus, și ăsta e singurul plus din era Lennon, portarul ăsta. Păi ai văzut ce a făcut lui Rareșpov la ocazia lui Mitriță? Da. Scapă Mitriță, i-o dă lui Bayram să o bage în poartă, vine Pașcanu, o împinge în corner, am zis că-l bate. A ieșit ăla din poartă la Rareșpop, am zis, când l-o lua pe Rareșpop, e în peluză. E în inelul 3, unde stau suporte. Și îți mai spun ceva de Pașcanu, un lucru care m-a impresionat pe mine la campionatul de european de tineret din Italia, în 2019. Li s-a dat o zi liberă. Da. Evident că fiecare și-a făcut ce a vrut. Era foarte cald, toți au mers la piscină. Da. Pe mine m-a impresionat că el a fost singurul care a venit la piscină cu o carte. S-a așezat pe un... Asta când se întâmpla la Națională? 2019, la campionatul european din Italia, când am prins semifinale și ne-am calificat la Olimpiadă. Și a venit cu o carte. O carte. Ce carte? Acuste vă dacă ești. Era o carte în limba engleză, nu era în limba română, pentru că cred că lui este mai ușor să folosească limba engleză. Nu mai țin minte, spun sincer. Cred că l-am văzut și de la distanță. Nu n-am văzut și nici nu am vrut să îi invadez intimitatea. Dar mie mi-a plăcut lucrul ăsta. În general, mie îmi plac... E sigur că n-avea niște fete dezbrăcate în interior? Că am mai văzut în filme. Da, măcar s-a dus cu cartea. Era unul cu o carte mare. Deschidea, mai înțeles... Atunci apreciem inventivitatea. Înțelegi? Da, și scria unul, citea Stendhal sau Gabriel Marquez. Mai înțeles? Mai înțeles Marquez, știi, departe de lumea dezlănțuită. Și când o deschidea, am văzut în film, pac, niște fete. Mai înțeles, niște fete din Playboy. L-am văzut eu în peluză la Steaua cu Sisilah din 85, atunci 86 când a fost la aia. Am văzut prima
cum se venea, se venea cu 4 ore înainte, da. Fiecare veneau cu table, cu astea. Și a venit unul cu o carte. Și iarăși mi-a ridicat sprâncenele. Bă, ce face ăsta? Uite, o carte. Mă uit pe carte, scria Marile Bătălii. Aha. Era titlul cărții. Da, din când în când, era februarie. Era bea din ea, ce făcea? Da. Am și eu un prieten de ăsta. Jur, am și eu un prieten de ăsta. Avea un muștuc acolo, era alimentată toată, a intrat cu ea, că nu puteai să intri cu băuturi nici pe vremea lui. Da, 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 am și eu un prieten. Și din când în când Marile Bătălii se duceau la gâtești, așa. Și hai să-ți mai spun ceva de Pașcan. Era ultima bătălie. Da. Pașcanul a fost la meciul de la Ploiești, în tribună, încă nu era anunțat, a venit cu conducătorii Rapidului să se uite la meci. O modestie incredibilă. Îți dau cuvântul meu de onoare, la loja oaspeților la stadionul din Ploiești, s-a dus, mai avea puțin, s-a așezat pe nocturnă, cred. A fost în ziua când Popovici câștigă medalia de aur la 200, parcă, sau chiar au dat-o pe tabela de marcaj cu 3 minute înainte de startul meciului. S-a dus pe ultimul scaun posibil, s-a așezat, a venit, i-a fost rușine să și salute, cu așa, bună seara, bună seara, de o modestie și de un bun simț, duse așa la extrem. Și de-aia cred că jucătorul ăsta nu, dar și povestea cu cartea va reuși. Și iar și când povestea cu cartea mi se pare foarte tare, iar observația ta, Robert, este extraordinar de bună. Observația ta, da, poate să fie noul săpunarul. Poate să fie omul care să devină în locul lui, să preia ștafeta, să preia, ca să zic așa, bagheta de mareșal până la urmă a lui săpunarul și să fie Pașcanul, să fie noul lider în vestiar al Rapidului. Mi se pare foarte bună observația, pentru că și mie mi se este o caracterizare perfectă. Da. Așa mi s-a părut și mie. E jucătorul care poate deveni liderul Rapidului și cu ajutorul lui Săpunaru și faptul că joacă lângă Săpunaru îl va ajuta foarte mult. Mm. Îl va ajuta foarte mult să și la nivel de vestiar și la nivel de joc să se facă cumva normală trecerea aceasta de la ceea ce înseamnă și reprezintă Cristi Săpunaru în momentul de față la viitorul Rapidului. Acum mi-aduc aminte, Dobre 98, nu e 97. Deci... În fine, are 26. Da, și încă ceva mi-aduc aminte. Legat de Dobre sau da, de ce? Da, legat de Dobre. Ne-am calificat la... Tu nu știi. Ochine agentul lui Dobre, nu știe nimeni. Da, de-aia l-am întrebat. Înțelegi? Adică las-o așa. Pă, Rapid aflu din ce în ce mai greu informațiile. Las că îți dau eu, stai. Mersi frumos, uh-huh. Andrei. La un turneu de elită la Birmingham a fost luat în ultima clipă de Vintilă, a fost selecționat. Pentru că era, de asta mi-am să aminte că e generația 98, pentru că îți dai seama, era o echipă în care erau Man, Yanis Hagi, Coman și ne-am trezit cu Dobre convocat. Și evident că era greu să joace pe în față. Mai era și unul, Vlad Mihalcea, care era minicar. Mihalcea pe la FCSB a fost, Brașov, s-a, cred că s-a și lăsat, că păcat de talentului. E, și Dobre, l-am întrebat, poți să joci fundaș dreapta? Da. Orice. A fost cel mai bun jucător de la acel turneu. Unde am mâncat bătăi după bătăi pe acolo, n-am făcut mare lucru. Dar a fost cel mai bun. A jucat fundaș dreapta. Dar care, Andrei, care e postul lui de bază? Că văd aici pe side, văd că trei poziții. Mijloca stânga. Da. La național a fost folosit mijlocaș dreapta, că și la național e concurență mare. Da, Dar poate fi și atacant? Nu cred. Nu. Mai greu. Am înțeles. Am văzut pe site acum că e trecut mijlocaș dreapta, bandă stângă, atacant. Eu cel mai bine l-am văzut jucând mijlocaș stânga. Uh-huh. Pentru că e dreptaci. Îi și place să intre invers, să tragi la poartă. De acolo a marcat, cred eu, cele mai multe goluri. Dar se descurcă bine și în dreapta. Mm-hmm. Adică, cum se pare Pașcanu? Din punct de vedere, jucând alături de Săpunaru, au câștigat un jucător român care poate să devină, cum spune și Robert, liderul echipei Rapid. Din ce în ce mai bun și eu cred că și cu implicarea lui Șumudică și a echipei din momentul de față să joace din ce în ce mai bine, el o să crească foarte mult la Rapid. Deci, jucător bun? Da, bun. Uh-huh. Și cu cât Rapid o să joace mai bine, el o să fie să crească în jurul sau în această echipă și îmi place personalitatea lui, exact ce vorbeau și ei, că și asumă acolo în teren toate lucrurile. Mm-hmm. Deci jur, bun, îți place, da, nu? Da, jucător interesant. Mm-hmm. Bă, Adita, am și o curiozitate la tine. Toată viața ta ai jucat la cel mai înalt nivel și ai jucat și sub presiune. Păi ce se întâmplă cu Ștefănescu?
Bun, l-a scos iar la pauză, GGR. Ce se întâmplă cu Ștefănescu? Iar o repriză slabă, o repriză modestă socotit și venit ca marele transfer, marea lovitură din Mercato al FCSB-ului. După meciul de Supercupă... După meciul era mai bun decât Florinel Coman. Da. După meciul din... Da. Nu știu, am impresia că m-am uitat și la meci, am impresia că dispare foarte mult din joc și nu are relații de joc cu cei care sunt lângă el. El talent are, se vede și în unul contra unul, își mai scoate omul din joc, ajunge în colțul carierului, dar nu găsește soluția. Mi se pare foarte stingher. Da, am impresia că a venit la FCSB și se gândește că poate această echipă e prea mare pentru el sau, nu știu, are o presiune. Cred că e presiunea și la antrenor, presiune la Gigi și la suporter, că toată lumea se așteaptă că a venit, din punctul meu de vedere, ca un jucător talentat și să facă diferența acolo în partea dreaptă. Dacă FCSB-ul, partea stângă, o avea cu Coman, Olaru, Radunovici, foarte bine pusă la punct, vedem că FCSB-ul a suferit tot timpul în partea dreaptă. Tot timpul, oricine a jucat acolo, nu s-a integrat nici Băluță, nici Miculescu. Uh-huh. L-au luat pe Ștefănescu ca să facă diferența acolo. Eu sper să-și revină, eu am mare încredere în el. Foarte mare încredere, mi-e place. Crezi că există și riscul să nu reușească la FCSB? Da. Există în momentul de față un singur risc. Să nu aducă pe altcineva care să-și câștige foarte rapid locul în echipă. În momentul de față tot el este cel mai bun. Bun, dar există riscul până în iarnă să nu se adapteze și să nu reușească la FCSB și chiar să fie cedat? Adică există riscul să nu reușească? Te-am întrebat direct. Nu, eu cred că o să reușească. A? Tu? Cred că o să reușească. Eu cred că nu. Știi de ce? Cred eu. Pentru că el deja e pe topogan. Aici n-a dovedit că e puternic. Din ce vedem la teren, nu știu, poate băiatul e foarte puternic. Dar în teren nu se vede. A început primul meci, i-a făcut mai mult rău decât bine, că o pune frumos, joacă bine, toată lumea, mamă, gata. Dar Gigi a zis, la noi e mai bun decât Florinel Coman. Am adus un jucător mai valoros decât Florinel. I-a făcut rău. Nu declarația patronului, evoluția lui, foarte bună din primul joc. Indiferent cine vine acum, va pleca cu un plus. Dacă va veni cineva, va pleca cu un plus în concurența cu el, pentru că lui deja i s-a pus ștampila. Că nu rezistă la presiune, că nu dă la poartă, că nu o ia paralel, că cred că îi va fi greu. Și dacă ți-aduci aminte, a fost problema și cu Cordea la un moment dat, tot în dreapta, tot jucător mic de statură, tot cu control bun, tot cu capacitate bună de efort. Și la un moment dat toată lumea, mamă, nu poate. Și ia foarte, foarte mult timp, printr-o conjunctură continuă la FCSB, și ia foarte, foarte mult timp până vine o ofertă pe el și patronul abia așteaptă să-l dea. În schimb, la Ștefănescu cred că va fi greu și va trebui să înșiruie așa un număr de meciuri în care să aibă evoluții foarte, foarte bune. Dacă va juca câte 45 de minute... Mare minune în iarnă să nu-l vedem înapoi la sezon. De-aici și pleacă situația. Hai să lăsăm și pe Ștefănescu, măcar și a doua repriză. Adi, pe câți ai văzut tu că îi lasă și a doua repriză la FCSB? Pe câți ai văzut că au fost lăsați? Păi, nu vezi că toți care sunt schimbați sunt numai din partea dreaptă? Păi, să uiți, știi de ce? Dacă de aici se filmează și vede patronul mai de aproape tot timpul. O parte aia, altă e mai greu. Și dacă prima repriză ai ghinionul și joci aici și te vede toată lumea, se întâmplă ce se întâmplă. Da, și cu Ștefănescu, din păcate. Dar ce e cu el? Pare că nu s-a adaptat? Deci că ai spus că nu are relații cu ceilalți. Adică explică-mi puțin mai... Și foarte multe schimbări la FCSB. Și acum a jucat cu altă echipă. Este clar că încă nu are relațiile de joc. Și jocul, și ieri jocul FCSB-ului a suferit mai ales. Și a suferit și în partea stângă și în partea dreaptă. În ambele părți, dar da, am impresia că încă nu are relații de joc cu echipele. Nu se înțelege, nu? Nu înțeleg, dar parcă nu este cum era Coman cu Olaru. Tot spuneam Coman și cu Olaru în teren joacă și fără să arcul uite la și ei. Săgeata, da. Exact. E, cam asta. Îi trebuie și lui puțin timp să... Îi trebuie un arc. Un arc, da. Nu? Da, dacă nici nu primește mingea, e și stă și departe câteodată cine îl ajută acolo, stă departe de el. Dar până acum
eu cred că da, a început foarte bine primele meciuri, este pe Topogan. Pe Topogan, dar eu cred că o să-și revină. Are nevoie de puțin mai multă încredere și cred că în el ar trebui să aibă. Uh-huh. În el. Dar psihic va rezista la această presiune enormă? Că aici e de fapt virgula. El are calități, cel puțin pentru Superliga are calități. Eu zic că o să reziste, da. Eu cred că o să reziste. Eu am văzut pozele acum care le dau colegii. Cred că reușita lui Ștefănescu va depinde în mare măsură de Meme Stoică. De flerul lui Meme. Și aici de-aia zic că are o șansă să depășească, să depășească perioada asta. Hai bă, că Meme l-a susținut și public. Cred că vorbindu-se cu el mai mult, poate în discuțiile lui Meme cu patronul echipei să-l mai tempereze un pic, să îi explice, să îi dea timp. E un jucător care a costat destul de mult pentru campionatul României. Mi-a mai atras atenția de o declarație a patronului înainte să ajungă Ștefănescu. Și atunci m-am gândit că el va deveni așa client la un moment dat, dacă nu va juca bine. Ți-ai aduce aminte că iese patronul și spune, dacă nu mă șel chiar aici la tine, a spus Horia, domne, ăsta e dat naibii cât a negociat și cum mi-a pus sula în coaste și mi-a zis că vrea aia și până la urmă m-a făcut, dar m-a acceptat tot. Oamenii ăștia foarte bogați așa și influenți și sunt și orgolioși, că de-aia și reușesc probabil. În momentul când te duci și bați cu pumnul masă într-o negociere cu patronul și e pe undeva nevoit să-ți accepte sau din ambiție vrea cu orice preț să te aducă acolo, la un moment dat lucrurile astea te vor costa. Așa cred eu. Iar ceea ce fac cu orgolii pe banii lor. Chiar fac dacă orgolii pe banii lor, da. Păi, Companiu e de 200 de ori mai bun exemplu decât Ștefănescu. De ce? Companiu dai o căruță de bani pe el, 1,5 milioane, îți dă o bască de goluri. Avea nevoie FCSB-ul de Companiu acum? Mai de capul meu, era top dacă l-avea pe Companiu. Era top, top era. Companiu mai dădea și de sezonul ăsta 15, mai ales că ai meciul și în cupele europene și în Cupa României și în campionat. Da, dar vezi, cu toți jucătorii ăștia, inclusiv cu Coman, când a ajuns la FCSB, se întâmplă același lucru. Păi dacă ăsta intră, e mediu. Ăsta e mediu, când plătești foarte mulți bani pe jucători, da. Crezi că poți să ceri de la ei din prima zi, 100%, nu dau și ați văzut și Coman cât i-a luat să ajungă din nou. Stai, și Coman a avut un an, un an și jumate. Era rezerva lui Tavi și zicea că nu poate să mai joace. Exact, și îl lua pe Coman și îl luta extrem. Îl pune și fundaș dreapta, doar să joace. Hai că mai avem un breaking news, că tot vorbim de atacanți, da? Tot discutăm de atacanți, că și FCSB-ul își caută atacanți și Rapidul își caută atacanți. Iată cei doi atacanți cu care Rapidul este în negocieri. Sunt cele două ținte și o să-l rog eu, după ce anunț, o să rog eu pe Robert să intre puțin să butoneze, că el e mai specialist pe transfer market decât mine. Deci cele două ținte de atacant, știți foarte bine, și Mudică își dorește foarte mult atacant. Da? Rapidul în momentul de față negociază deja în forță cu acești doi jucători pe care și Mudică îi vrea neapărat, mai ales pe Clinton Nie. Deci cei doi fotbaliști sunt Marius Stepinski, da, care este la Omonia, dacă nu mă înșel în momentul de față. 29 de ani. Da, așa, te rog, spune despre el. Da? Atacant central. Deci Marius Stepinski de la? Din cetățenie poloneză. Da, Omonia, nu e acum, nu? Da. Da? Apariții 2, goluri 2. Uh-huh. În 2024-2025. 11-le de star 100%. Și un jucător care astea două etape a jucat. Omonia Nicosia. Da, iar celălalt jucător, cum ai zis? A dat goluri acum preliminare. Atacant central sau atacant secund, pune că joacă. Cine, Stepinski? Da, da, da. Da. Iar celălalt jucător pe care și-l dorește neapărat și Mudică, da, îl vrea neapărat și Mudică, vi-l anunțăm în premieră, este Clinton Nie, Robert. Da. Da. Ia spune-ne, ce zice pe Transfer Market despre Clinton Nie? Să-l vedem și pe Clinton. Și pe Bill Clinton ăsta, nu? Clinton, da. Da. Deci 31 de ani, da. Camerunez, 1,75 m, bandă dreaptă, a jucat și în echipa națională. A jucat și în echipa națională a Camerunului? Da, pune internațional aici. Da. Poate juca winger stânga, dreapta și atacant central. Deci poate să joace orice poziție
în atac. A fost de la... mi-e frică. Da, care, care... juca toate pozițiile. Așa? Sivasspor. Unde a fost? Sivasspor în iulie 2022. A, de jucător clar care îl știe și Mudică foarte bine. Ăsta a avut la Dinamo Moscova 6 milioane. Cost. Cât? 6 milioane. Marsilia, 7 milioane. Ma. Olympic Marseille, 2017, adevărat. Da, da, da. 2019, 6 milioane, Dinamo Moscova. Sivasspor ar trebui să-l cunoască foarte bine și Mudică pe băiatul ăsta, că a jucat în Turcia. Și Mudică cunoaște foarte deci bine. Deci pare cel puțin ca și carieră un transfer super tare. Ăsta, ca după, și carieră. Din punctul meu de vedere, e prototipul, dacă vrei, de jucător care nu este căutat în mod special de către Rapid, da? Mă refer la vârstă, dar în momentul de față ai mare nevoie de el. Da. De ce? Rapidul? Probabil că și Umil știe foarte bine, jucând și la Sivasspor, un jucător care cred că i s-a propus. Probabil, și când era în Turcia. Nu știu, dar de ce spun că Rapidul are nevoie de un astfel de jucător în momentul de față, de un atacant? Deci cotă, scuză-mă, cu... cotă maximă atinsă în carieră, nu. 15 milioane în 2018. Jucător care a costat 15 milioane în anul 2018. Nu putea să uite fotbalul. Cum? Chiar dacă e în cădere și el, fotbalul nu poți să-l uiți. Asta spun, este tipul de jucător care, ok, nu asta e strategia Rapidului, dar duce jucători de 30 de ani, pentru că se investesc sume mari în transferuri, dar Rapidul în momentul de față este cea mai tânără echipă din Superliga României. Foarte mulți andări, foarte mulți jucători tineri care se regăsesc în primul 11. Un astfel de jucător îți asigură și o altfel de mentalitate și o altfel de relație cu jucătorii tineri din vestiar, din lot, din primul 11. E un jucător care la echipele pe la care a mai fost. Robert, nu are scuză-mă puțin, că știi cum e. Da. Numărul 1 e numărul 1, da? Da. Da, domnul Becali la telefon. Bună dimineața, domnul Becali. Alo, ne auziți? Bună dimineața. Da, da, salutare, salutare. Da, bună dimineața, bună dimineața. Ce faceți? Hai, mai încercați să refaceți legătura. Așa, deci repet, da? Repet, da? Marius Tepinski, da? Da? De la Omonia Nicosia și Clinton e jucător care a avut cotă, oameni buni, de 16 milioane, ai spus. Care a avut maximul de cotă. Da, care a avut cotă de 15 milioane în anul 2018. De-aia spun, este tipul de jucător care, ok... Hai nu... că s-a refăcut legătura. Bună dimineața, domnul Becali. Alo? Da, bună dimineața, am zis. Bună dimineața! Bună dimineața! S-a trezit dulceața, erau vorbele unui cântec. Da. Domnul Becali, 2-0, ieri un meci cam fără istoric, acum sincer, așa mi s-a părut, că l-ați câștigat fără nici cea mai mică problemă. Noi l-am câștigat fără probleme pentru că am întâlnit o echipă slabă. Înțelegi? Așa. Dar cu greșelile ce le-am făcut, putea să ne coste, știi? Da, au avut niște ocazii la început, dar per total nu mi s-a părut că sunt... Au avut niște ocazii. Au fost... Bine, meciul a fost la discreția noastră. Dar minutul 2 dă la gol, 1-0, se complică lucrurile. Are Câmpanu să dea, n-ai voie așa ceva. Înțelegi? Nu știu, el, Alexandru, cred că săracul din cauza de emoții, de că l-a chemat la echipa națională, el a fost buimac ieri. Da. Și îmi părea rău de el, că zic, uite, a jucat extraordinar meciul trecut, el, Lucescu, îl vedeam în tribune, zic, băi, săracul de el. Le-a dat pe toate, numai la adversar. Dar nu puteam să-l schimb, că am făcut numai 3, știi? Și trebuia să fac 4 și cu el, știi? Cred că a fost supraîncărcat, cum se zice, cu naționala. Și încărcat, cea, nu știu, nu, dar eu, adică meciul de aseară a adus ceva, mi-a adus ceva, adică a fost un lucru extraordinar pentru mine. Pentru că eu, adică eu ce am văzut aseară, am văzut un pictor ăla care pictează, cum îl cheamă, Biden. Așa. Este pictor, pictează. Nu știam. Mă înțelegi? L-am văzut pe ăsta, pe cum îl cheamă, pe Panțerul. Da. Care e omul războinic. Deci am câștigat doi jucători care ăștia sunt de bază acum. Aha. Deci Biden pictează?
Da. Bate, pictează, e pictor. Frumos spus, frumoasă metaforă. Da, da, pictează, ci el, deci bate în este acum, că spuneam, știi, că spuneam, domnule, este în dreapta, Ștefănesc, nu ia nimeni loc. Da. Sau, bă, acum că Băluță, că vine Olaru. Deci ca să știe toată lumea. Baten e numărul 1, cu el se începe echipa. În dreapta acolo, nu? Da, da. M-am înțeles. Păi deci dacă și mici locași. Înțelegi? Dar n-are loc cu cui, că nu poți. În locul ăla nu poate. Baten ochiul dumneavoastră. Dar un lucru extraordinar. Și după aia m-am regretat. Că eu dacă joc cu Baten în dreapta și cu David Niculescu în stânga, ne disram cu Spartak. Dar noi am avut benzile și Băluță și Ștefănescu, n-au contat. Da. Asta e, acum a trecut timpul, ce să fac? Da, s-a dus. Dar vă simt, regretul este că și dumneavoastră ați simțit că anul ăsta chiar se putea Champions League. Băi, dar regretul, și de ce e regretul? Pentru că ăștia, austriecii, e o echipă mai puternică decât Spartak. Da, și rămâi așa cu un mic regret, cu o virgulă. Cu regret că puteam, adică am luat două goluri aiurea, înțelegi, puteam să fim Liga Campionilor acum. Da, da. Deci rămâne, cum rămâne să știe toată lumea? Baten în dreapta, Niculescu în stânga de acum încolo? Baten în... Deci Niculescu, el e posibil să se întâmple ceva, situații. Dar Niculescu va juca numai în stânga sau dreapta, și Baten, el e postul lui, este al lui, al lui Baten. Am înțeles. Deci Ștefănescu toată trece pe bancă. Păi n-are unde să mai joace, ce să joace. O să treacă pe bancă, să joace și el, dar să vedem când își revine. E posibil să ia el locul după aia lui Baten, dar nu prea cred, pentru că ăsta e prea pictor. Aha. Da, frumos. Domnul Becali, dumneavoastră sunteți și bun psiholog. Și nu, chiar serios, chiar sunteți bun, un om deștept sunteți. Dom'le, ce se întâmplă cu Ștefănescu? Este frică. E nu are, e motiv, adică e frică, adică a venit undeva unde îl copleșește celebritatea, adică băi, joc la FCSB, adică el știe săracul că trebuie să joace aici. Uh-huh. Și când vine mingea la el, emoția îl copleșește și nu găsește soluția ideală. Uh-huh. Acolo era foarte lejer și juca, omul găsea soluția, juca fotbal. Aici vrea să facă, el nu trebuie să facă mai mult. El săracul vrea să facă mai mult, adică vrea să zică, băi, să da bani pe mine, bă. Adică calitatea lui umană îl face, adică vrea să mă răsplătească pe mine. Da. Și atunci încearcă să facă mai mult decât el nu poate. Uh-huh. Și atunci... Nu iese. Nu iese nici dribbling, nu iese nici la poartă. Nici nu știe când să dea, când să nu dea la poartă. Că are întârziere, pare că poate să dea la poartă, nu dă. Mai face o dribbling, după aia nu dă bine. Blocaj, deci. Nu are șut pe poartă, nu vezi? Da. Nu are. Bun, și credeți că se va întări? Va rezista până la urmă? Va fi jucătorul ăla la care ați sperat dând 1,3 milioane? Să facă diferența? Eu cred că da, că el are și calitatea umană ca om. Da. E foarte bun om. Și îl va ajuta Dumnezeu. Și iar calitatea fotbalistică nu-i ia nimeni. Numai că îi trebuie încet, 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 încet să-i dăm încredere. Dar la ora asta eu nu am timp de el. La ora asta. Da. El va fi, dar la ora asta nu am timp de el. Da, normal. Că, la ce program aveți? Păi dar nu am, pentru că acum gata. Păi acum se apropie play-off-ul. Păi ce faci? Poți să ratezi play-off-ul? Uh-huh. Bă, Gorea, fotbal nu te joci cu el. Nu. Aveți dreptate. Cluj, Oțelul Galații, CFR, Craiova, nu-i simplă, Rapidul, nu-i simplă. Da. Și atunci trebuie să găsim formula ideală în campionat, formula ideală care e. Că nu știu, adică vezi, ori joci cu Pantea, dacă și-ar fi revenit Pantea în totalitate, eram fericit. Da, tot întrebă, Pantea e de... Că eu acolo vreau să joc cu jucători consacrați. Tavi Popescu, calitatea lui se vede. Numai că nu este în totalitate revenit. Că ei îmi spuneau, cum domnule a jucat bine și Ștefănescu, cum a jucat bine și Tavi. Bă, a jucat bine pentru voi. Pentru mine nu. Pentru mine un atacant, cum este Ștefănescu,
cum este un atacant care este ăsta Tavi, el trebuie să dea gol sau pasă de gol. Sau să creeze situații de gol. N-a creat, bine că a centrat acolo, n-a creat, ăsta Batena a intrat și a creat. Da, da. A scos 11 metri, i-a dat-o lui Pantea să o bage în poartă. Da, vreți ceva concret, lucruri concrete, nu vrăjeală din asta cu mingea la picior. Nu vreau cu mingea floricele. Da. Bine, ei, probabil, el Tavi, ei îi spun ei, cred eu. Dom'le, intră unul contra unul, dar eu îi spun eu, până voi, că nu stau să vorbesc. Bă, intri unul contra unul când ești în 25 de metri. Că nu ești în 25 de metri, intră direct în pas. Cum văd la echipele mari. Real Madrid, care Real Madrid, dar jucători mari, imenși. Preluare pas imediat. Dar noi s-au învățat, ba Alexandru că driblează și el, ba că driblează și el, ba Malcom că driblează. Băi, ce faceți, mă, v-ați dat toți mari fotbaliști? Păi văd că stă acolo la Real Madrid, mari fotbaliști nu driblează. Ce mă, sunteți Mbappé toți acum? Păi dar nu driblează niciunul. Da. Niciunul, oamenii toți așa, fotbaliști mari, mă, pasează. Da. Ce, da, v-am simțit totuși că ceva nu v-a plăcut ieri. Ce nu v-a convenit? Bă, nu mai, să spun ce nu mi-a convenit. Nu mi-a convenit riscul. Nu mi-a convenit de Alexandru care putea să ne curețe. Asta nu mi-a convenit. Nu mi-a convenit mingile pierdute. Nu mi-a convenit Tavi Popescu care credeam că și-a revenit. Pac! Una, două, lasă piciorul în spate. Băi, nu crezi că tu ești deștept și toți arbitrii niște proști. Una, două, ridică mâinile. Nu mai ridică mâinile sus, că acum avem VAR. Degeaba ridici tu mâinile sus. Păi ridici mâinile sus, e gardul, nu degeaba. Acum e VAR. Ia 11 metri, vede VAR-ul. Și pentru ce ridici tu mâinile sus degeaba? I-a dat ăla un număr, a ridicat mâinile sus. Ia cu tare a lăsat piciorul. Păi n-ai voie să ceri 12 metri la mișto, n-ai voie. Că după aia te înveți așa, pe managiu. Eu vă spun, voi o să audă ei? Da, normal. O să audă, vă dați seama că o să audă. Bă, să audă, pentru că asta nu se face așa ceva. Da. Păi ce faci, băi, ești pe managiu, ce faci? Păi da. Da, așa e, cu mâinile sus aveți dreptate, numai cu mâinile, zici că e din ăla, dirijor. Ce crezi tu, păi joacă-mă fotbal, bă, ce război, bă. Ai văzut David Miculescu, îmi place de el, de-aia am, nu știu ce să fac, pentru că David Miculescu trebuie să joace, pentru că îmi place de el, joacă în stânga acolo, se războiește. Păi n-a zis că jucați stânga Miculescu și dreapta Button, nu? Păi bun, și după aia udă o sună pe cine. Da. Și asta e adevărat. Dar ce s-a întâmplat cu Tănase ieri? Ce, că n-a fost nici pe listă. Nu știu, a avut, nu știu ce, de-asta, la stomac, nu știu ce. Virus sau ce? Virus intracolit, nu știu ce. Nu știu. Am înțeles. Dar e ok, adică nu are băiatul nimic. Nu. I-a trecut, nu? Alexandru, cum e domnul Becali? E în regulă? Prinde până la urmă? Adică... Nu. Nu știu acum dacă îl ține la națională, dar la CFR e bine cu CFR-ul. Știți cine mi-a... Vă rog. Cine ți-a plăcut? Vă rog, știți cine mi-a plăcut mult de tot? Da, mult mi-a plăcut. Popa, domne! Păi Popa, da, bravo, da. Păi uitați-vă la golul 2 cum dă pasa aia din prima. Băi, tu ai văzut, păi Popa, băi, dar de ce joacă el așa? Hai să vedem, deci ce? Știi? Păi, nu știu, spuneți-mi! De frică! Am înțeles de aia. Bă, de frică! Da. Da. Omul știe de frică, are bun simț, de frică și joacă omul. Și joacă fotbal. De-aia zic că n-am mai schimbat deloc. De ce? Bă, nu e Maradona. Bă, da, se războiește. Nu, dar să știți că are și finețe, domnul Becali. Mă uitam la Popa, are și finețe în execuții. Băi, a mai slăbit vreo 2 kg, că era ca în gras. Aha. Înțelegi? Era ca a mai slăbit vreo 2 kg. A dat devierea la golul 2, aia e deviere de jucător, de fotbalist. Păi, dar i-am zis eu la ăștia, dați-i 2000 de euro amendă pentru fiecare kill în plus, a fiecare antrenament, 2000 de euro amendă.
Am înțeles. 2000 de euro. Păi cum să-i dăm 2000? Da, vă, dar spuneți că am zis și eu. Care, câte chile ai în plus? La fiecare săptămână când vii, faci cântarul și îți dau 2000 de euro. Cât ai? 2 chile? 4000 plătești. Aha. Păi nu putem. Puteți, că dau eu ordin. 4000 amendă la fiecare găsime. În sfârșit. Da. Da. Și ce au zis? Au rămas toți cu gura căscată. Cum, doamne, să-i dăm 2000 de euro pe chil? Da. Păi dar nu, pe 2000 de euro pe chil am zis. Păi n-ai cum să-i dai. Bai cum, ca eu am zis și eu. Da. Și văd că a mai slăbit și uite că și-a revenit și văd că dă război. N-ai văzut? Vine în spate, dă-i cu țare, pe tot terenul vezi. Da, da, da. Da, nu. De frică, de frică. Da, asta e, asta e. El Ștefănescu nu trebuie să le-i cu frica. El trebuie mai delicat. Aha. Vezi? Trebuie să știi de frică. Nici tare nu trebuie să știi de frică, te luați delicat. Am înțeles. Îi mai dai și o bucățică de halva, îi mai dai și o bucățică de... Da, păi nu, bă, ăsta popa n-are nevoie de delicatețe. Ăsta e puternică, ăsta e... Înțelegi? Da, da. Ce ați făcut? Ați mai transferat ceva, nu știu, în ultimile ore? S-a mai luat pe Popescu astăzi. Pe Popescu de la Faru? Da, da. Aha. Bravo. Pe cât a semnat băiatul? Un an plus un an. Aha. Și cât va costa transferul? 250.000. Ah, ok. Aha. Și lui cât îi da salariul, domnul Begale? 15.000. Da, uh-huh. Bun. Ați făcut transfer bun, Popescu. Bă, aveam nevoie de fundaș central, ce să facem? Vin competițiile acum peste noi și... Uh-huh. Dar de când l-ați ochit pe ăsta, pe Popescu? Care e povestea cu el? De când v-a plăcut? Băi, mie îmi plăcea de când era la Dinamo. Uh-huh. El mi-a scăpat mie printre degete că nu știam. Uh-huh. Aba, nu, stăteam eu că să văd că e liber Popescu, sau nu-i Popescu. Dar mie, când ne-a dat o dată dintr-un cor, ne-a dat nouă gol cu capul el. Aha. Uh-huh. Am jucat noi cu Dinamo acum vreo 3-4 ani, nu știu, i-a dat gol cu capul. Și îmi plăcea de el că e războinic, e luptător, știi? E puternic. Bă, fundașul central trebuie să fie... 1.80 peste 1.80 să fie puternic. Da. Nu e puternic, ce să faci? La revedere, nu, mă uitam că una dintre chei e că ați făcut cuplul ăsta de fundaș central în Ghezana Daua și vă spun ceva public, domnul Becali, vi se datorează cuplul ăsta. Vi se datorează. Da. Eu, da. Când e adevărat, e adevărat. Vi se datorează. E cuplul lui Becali în Ghezana Daua. Bă, și ăsta, și Panțărul o să fie cuplul care eu l-am făcut. Panțărul o să-l vezi sub Panțărul, da? Da. Uh-huh. Lume, să vezi că ne încurcă la antrenamente, că nu știu cum, du-te mă aici, dacă știam eu, păi mai luam eu pe Chichi, mai dădeam eu banca prostul pe Chichi. Dar cât ați dat pe Chichi, chiar? Am dat vreo 200.000 și bani, ce să, bă, idiot, ce să... Vreo 300 cu totul, a? Pe Chichi. Păi ce să fac, ce prost sunt. Vă să-l eu, bă, ia să-l văd eu Panțărul, mă. Îl vedeam, nu mai vedeam bani pe Chichi degeaba. Da, asta e, am trecut. Acum s-a dus, știți cum, nu poate să vă iasă toți. S-a dus, dar îmi pare bine că eu îi spuneam, băi, ăsta, Panțărul v-a ajutat Dumnezeu că a pus multă suferință. Uh-huh. Și acum mai plângeți. Bine, mă, nu vă plăcea de bine, mai plângiți în contractul lui Panțărul. Și cât îi prelungiți acum? Nu, încă un an. Am înțeles, da. Apropo de prelungiri, ați spus-o așa puțin la supărare atunci cu Chiricheș, că vreți să vorbiți cu el, să vă despărțiți sau? Păi, am vorbit cu el, dar a zis că el vrea să continue, dar nu, el vrea să continue, dar nu are un să continue, că nu poate să continue. A, n-a vrut să închidă Chiri? Nu vrea, a zis că vrea să continue și mi-e jen, adică la ce să prea bală, ce să face. Uh-huh. Păi, da, na, ce să faci? Păi da, dar dacă nu mai joacă, de ce să mai continue domnul Becali? Păi el dacă vrea să continue, ce să face? Vrea să continue rezervă. Ah, deci nu, n-a vrut băiatul, nu? N-a vrut. Nu știu, așa a zis, că vrea să continue și... Da, asta și, a fost cuvintele lui. Da, și parcă vă e nu știu cum să puneți presiune pe el, a? Nu pun presiune, nu, că am luat bani mulți cu el, nu. N-am înțeles. Asta e, dar nu, e clar că nu va mai juca, nu? Nu va mai juca, n-are cum, adică nu... Poate să joace în Europa, că are experiență, știi? Da. Și poate acolo, în Europa, am văzut, adică, poate să, cum să spun eu,
e posibil să fie mai concentrat. Uh-huh. Înțelegi? Da. Păcrețul ați prelungit, am înțeles, nu? Păcrețul, da. I-a mărit salariul lui Crețul. Cât i-ați făcut? Din 7 am făcut 10. Bravo. Un băiat inimos. Domnul Becari, mai căutați atacant până la urmă sau vă mai gândiți? Păi ia cauți, bă, dar când, că nu mai ai timp. Dar ăsta, Abdallah, ăsta? Păi n-am vorbit despre Abdallah. Am înțeles. Deci nu avem nici pe listă, trebuie să scoatem pe unul. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Dar, apropo de atacanți, v-ați gândit cum le faceți dumneavoastră, le gândiți așa strategic? V-ați gândit și la o lovitură, nu știu, de exemplu, să-l luați pe Bârligea? Că acum știți cum e, ei nu s-au calificat, au nevoie de bani, Neluțu are nevoie de bani. Păi da, nu cred că-l dă ei pe Bârligea. Adică Bârligea la ce sumă ar fi? Păi dar nu poți dau mai mult de 1,5 milioane, dar nu-l dă ei. De ce nu vorbiți? Păi vorbește tu cu el. Da, bine, ok, vorbesc atunci. Sună, bă, eu știu, bă, îți dă 1,5 milioane pe Bârligea. Dar eu vorbesc serios acum, fără glumă. Bă, eu vorbesc serios, dar și eu n-am spus și... Bine, sunt după emisiune, pe Neluțu. Și eu am respectat și am spus 1,5 milioane. Bă, direct să spună 1,5 milioane pe un jucător, eu zic că e respect, adică să nu se supere. Bine, și o să vrea și coadă. Că așa e, ei așa fac. Îi dau și coadă, n-am nicio treabă, ci că îi dau și 20% dintr-un transfer. Uh-huh. Adică, apropo de atacanți, nu știu acum cum, că bănuiesc că o să trebuiască să vândă, mă gândesc acum, dacă n-au prins conferința. Nu fac sucotele omului, nici nu vreau să mă cer cu omul cu minte, niciodată n-a... Nu se pune vorbim de business, păi, domnul Becali, nu să supărăm pe cineva sau să jignim pe cineva. Este omul prea, dacă e omul prea cu minte și nu mai deranjea niciodată, pe ce să-l supăr eu pe el? Da, dar ați văzut, ei n-au nicio problemă. Au făcut transferuri cu Rapidul, n-au nicio problemă să facă business în România. Păi atunci ce spune-i? Bă, uite-ți 2,5 milioane, îți dai și 20%. Mm-hmm. Da. Bine, ok, e regulă, așa facem atunci. După emisiune îl întreb pe domnul Varga. Tata, sună-l acum în emisiune. Spune. Bine. Să nu facă ca atunci cu ăla. Că domne... Cu Craznici. Cu Craznici și pe unul Rapidul. Înțelegi? Și Rapidul caută atacant. Adică eu îi dădeam 1 milion la Danu Rapidul cu 800. Păi, eu așteptam să vorbesc cu el cu tare și îi dădeam 1 milion. Și el a dat lui Rapidul cu 800. Păi dacă îți dea 1 milion, pentru ce îl dai cu 800, mă, de bunule? Pentru că FCSB-ul e periculoasă. Na. Probabil s-a gândit că Rapidul nu o să fie periculoasă la titlu, dar... Bine, mă, dacă mi-l dă, da, o să fac și altă chestie cu el. A. Cu el nu joacă cu ce fer eu. Aha. Înțelegi? Da. Da, bine, ok, e în regulă, îl sun pe... Cu tare, cu el n-are voie să joace. Îl sun pe Neluțu. Ce facem, domnul Becali, cu Naționala? Cum va fi începutul ăsta? Să zică că, domne, băi, Bârligea face nu știu câte bani mulți și cu tare. Și pe urmă îl vinde cu 1,5 milioane la alții. Înțelegi? Sau cu 1,3 milioane. Îl dă lui Șucu cu 1,4 milioane. Da. După așa face, știi? Nu, domne, păi face 4 milioane, așa cu hotele. Da. Domnule, îi dădeam, nu știu, 2 milioane parcă i-am schedeau, nu? Da. Păi nu, domnule, că face nu știu cât, l-a vândut cu 2 milioane. Am înțeles. Dar doar pe 2 l-a vândut, că în presă a apărut 3,5, a apărut, doar pe 2? Păi a apărut 3,5, pune-i acolo, cum a pus și la Rapid, că vezi, domnule, l-a dat pe Rahmanin cu 5 milioane, nu? Da. Nu? Da. He. Păi l-a vândut cu 3 și a pus acolo niște bonusuri și le-a adăugat, alea care nu se întâmplă. Da, am înțeles. Nu știu, adică așa fac, știi? Da, am înțeles, da. Apropo, v-ați făcut calculele pentru Europa League? Cam cu toate nebunile astea de meciuri, cam cât se poate aduna așa? Adică, nu știu, să vă duceți într-un 20 de milioane sau e prea mult? Nu. Maxim 15. Deci cu tot, cu spectatori, cu tot? Cu totul 15 milioane. Uh-huh. Păi pentru că se joacă 10 meciuri, nu 8. Putem să jucăm 10, adică eu cred că 10 o să jucăm. Da, știi? Că poți să prind și barajul. Da. Deci 15 milioane, nu? Cam așa cred. Uh-huh. Păi bine, un an bun, nu? E un an bun, nu? Pentru noastră. Bun, nu că e bun. Este extraordinar, nu bun. Uh-huh. Nu e bun, e super. Cam cel mai bun din ultimii 4-5? Sau ați avut la fel? Ați mai avut? Păi nu, ăsta, cel mai bun, să zicem, a fost atunci când am luat pe Chiriche 10 milioane, am văzut pe Gado și am luat în Champions League vreo 25.
Înțelegi? Uh-huh. Atât se lua atunci, 20 cu toate, vreo 20-25. Eu zic că o să vinde jucători iară pe 10-15 milioane, părerea. Păi, dar vinzi dacă ai. Păi o să aveți, că dumneavoastră investiți. Aici e marea forță a dumneavoastră. Eu investez dacă ai, dar dacă nu prea văd acum marfă, că nu o văd care să fie. Aduceți nu... un brazilian, domnul Becali. Păi de unde, nu? Păi din Brazilia. Bă, Horia, ca să vinzi jucători în România pe 15-20 de milioane, trebuie să fie un jucător român de 17-18 ani, care el când face 20 peste 2 ani, de exemplu, uite ăla, Luis Munteanu. Da. Luis Munteanu, el, un jucător care poate să iei 20 de milioane pe el. Uh-huh. Dar nu acum. Eu nu-l luam, eu nu-l iau pentru acum. Adică să fie, că de ce brazilianul care el costă 20, da, nu ți-l lasă ție. Îl ia Manchester City, Barcelona, Real Madrid. Sau întâi îl iau portughezii. Și după aia îl dau ei. Nu ți-l lasă ție, că tu stai în România și nu-l vezi. Ei sunt acolo, stau toată ziua cu ei în casă, bea cafea la masă. Da. Și văd cum bea cafeaua, și dacă îl frige pe limbă, și dacă e cafeaua dulce. Păi da, așa e, ce sunt. Vreți să, să vă spun un jucător care eu cred că va ajunge să coste peste 5 milioane în 2 ani dacă joacă la FCSB sau la o echipă puternică? Blănuță. Băi, Blănuță... Mi se pare că are niște calități. Băi, Blănuță, i-am făcut o ofertă lui Mititelu și a zis, domnule, că trebuie să dau 100.000. Bine, mă, îți dau 1.100.000. Și am dat 1.100.000. Și a zis că nu, domnule, ăsta el speră și el să ia 5-6 milioane. Păi, bine, tată, vezi, să nu cumva să rămâi cu el în brațe. Păi nu, dacă vine la FCSB, da. Poate să facă dacă vine la FCSB, dar dacă rămâne la UCLU sau unde este la acum, rămâne cu el în brațe. Mm-hmm. Mi se pare foarte interesant jucător. Foarte interesant, băiatul. Interesant, dar trebuie să fie undeva. Da. Apropo, a dat Băluță gol. Mulțumim domnului. Băi, săracul, dacă nici 11 metri. Nu că seara a jucat bine. Bine, bine a jucat, da, da. Pentru că știi de ce? El trebuie să înțeleagă așa. El e mic. Da. El dacă nu își pune în calitățile lui, adică de muncă, de iuțeală, de viteză, atunci nu e fotbalist. El trebuie să pună în valoare viteza și zvârcul lui, iuțeala aia, știi? Uh-huh. Aia trebuie să pune, cum a făcut aseară. Uh-huh. Dar chiar mă gândeam când a dat gol, Doamne, bine că a dat gol, săracul băiat. Da, 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 și... La ce vă gând? Când ați văzut că arata și penalti, ce a zis? Bă, frate, ăsta chiar e antigol. Păi, dar nu, da, cum, dar nu trebuie să pună pe el la penalti. Bă, Corea, știi cum trebuie da penalti? Penalti mi-a luat leg colțul, trag tare, nu poate nimeni să o prindă. Da. El nici n-a tentat portarul, nici tare n-a dat. Da, pentru că era prea doritor să marcheze, domnul Becali. Era prea păi doritor. Dă-mă tare dacă vrei să marchezi. Da. Da. Dă tare, bang! Da. Bine că a dat gol! Eu, de exemplu, ce am făcut? Am luat un portar, nu mai știu cine era portar atunci, și l-am pus pe Pitu ăla, știți, pe unul Pitu fotbalist? Da, cum să nu, da. Pe ăla bătrânul ăsta tânăr. Da. Și am spus, băi, ia stai în poartă. Eram acolo, stai, a stat în poartă portar. Niță sau nu știu cine era. Da. Zic, bă, uite, îi bați numai în dreapta. Băi, vezi că îți bate numai în dreapta. Bang, 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 5 în dreapta, 5 goluri. Deci noastră spuneți că dacă dai tare, n-are timp fizic să o ajungă portarul. Nu poate. Da. Bun. I-a spus, bă, vezi că îți dă 5 numai în dreapta. Una, deci în dreapta. Bang, bang, bang. Bă, vezi că îți dă în stânga. Bang, 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 5-10 goluri. Uh-huh. Bă, dacă tu... A, că dacă faci ca Tănase, poți. Adică Tănase vine, are, dar trebuie să ai timingul ăla să poți. Înțelegi? Da. Bă, eu vedeam la Messi. L-ai văzut pe Messi care mersi? Messi, tată. Asul așilor din toate timpul nu se va mai naște ca el niciodată ca Messi. Nici Mbappé, nici Mbappé, nici Mbappé, nici Cine
cine ori vrea ei de s-o peste cap și Ronaldo ca Messi nu va mai fi născut pe globul pământesc. Așa cred eu. Băi, 11 meci. Bang Giulea. Bang Giulea. Care l-a putea să facă Froicele. Venea Bang Giulea. Da. Bang Giulea. Calăcătuș, a închis ochii și a tras. Da. Bang. Ce stai tu să faci tu șmecherii? Da. Domnul Becali, ca strategie ce ați hotărât, dacă ați hotărât? Care va fi strategia? Că acum mergeți pe două fronturi și nu o să fie ușor. Și campionat, cum a zis, normal, noi, foarte bine, norocul, și cupele europene. Avem două echipe sensibile legale. Așa. Avem două sensibile legale. Deci nu e niciun fel de problemă. Că dacă joacă, de exemplu, ăsta șut cu Alexandru, sau Baba cu ăsta, cu... Nici o problemă nu. Adică, nu știu, veți merge mai mult pe play-off acum că v-ați dus în grupe sau nu? Bă, tată, dar le combinăm. Uh-huh. Le combinăm pentru că ai jucători. Ai în dreapta. Ai Bater, ăsta, Ștefănescu. Da? Ștefănescu, 3. Da. Ai 3. Tu, am zis să alegem. Cum? Pe cine vrei să alegi? Pe cine vrei? Că nu e spui că, domne, unul e mai slab. Sunt toți valoarea apropiată. Uh-huh. Ai Tavi Popescu, Musi, David Miculescu. Tu alegi pe care vrei. Da. Ai Popa Tănase. Ai Popa Tănase. Pe care vrei. Da. Nu? Da, pentru că play-off-ul e important. E greu la play-off, domnul Becali. Cum a zis, nu-i dă glumă cu play-off-ul. Păi nu că nu-l prinzi, nu că nu-i de glumă, nu-l prinzi. Da? Adică chiar vă gândiți și la asta, că există și, să există și riscul ăsta major? Păi ieri mă gândeam. Ieri, înainte de meci, mă gândeam. Azi nu mai mă gândesc. De ce mai mă gândesc? Ați câștigat fără cei mai buni jucători la pas totuși ieri. Adică echipa are forță. Are forță echipa și plus să câștig meci cu Botoșan, cum a ieșit normal, din pe locul 7. Păi asta zic, sunteți acolo, practic. Deci, dar va fi nebunie, va fi nebunie. Pe cine, în afară de FCSB, pe cine vedeți în play-off? Deci o să fie așa, CFR, FCSB, Craiova, 100%, astea trei. Da. Și pe urmă, la alte trei, nu se știe. Deci astea sigur va fi. Craiova, CFR, FCSB. La alte trei se vor bate ca orbi. Cine se va bate? Cluj, Galați, Dinamo, Rapid. Cine mai este una? Faru sau Faru anul ăsta nu? Nu, era nu mai are, că are prea multe în față. Am înțeles. Păi cam astea are... patru. Poate Sepsi, poate. Nu, nici Sepsi, numai că am văzut-o, nu mai are calitate. Deci astea patru se bat pentru încă trei locuri, nu? Pentru trei locuri se bat patru. Se vor mai bate, zic ei. Mhm. Da, va fi nebunie anul ăsta la play-off. Nebunie va fi. Păi au multe puncte, mă. Tu n-ai văzut, ala Clujul are 15 puncte, mai are un meci. Dau multe puncte. Păi asta mă gândeam, băi, dau multe puncte. Noi acum avem 8. Nu? Și au 15 și un meci de jucat. Uh-huh. Multe puncte, e greu să le... Mai se întâmplă ceva, Doamne ferește, în meci direct... De la revedere. Da, nu mai da. Am înțeles de ce ați avut puțin așa emoții înainte de meci. Am avut păcorea că se întâmplă în meci direct cu una din ele care trebuie să o scoți din play-off să intri tu. Da. Și la revedere. Și nu mai poți să o scoți din play-off de acolo și te bați ca să prinzi locul 6 în play-off. Da, corect. Și nu poți. Da, așa este. Orice se poate întâmpla. Păi se poate întâmpla orice. Ce să... Da. Rapidul nu prea o văd bine. De ce? Are un nou punct. Da, uite că a scos cam maxim ce putea și Mudică în astea două etape. Păi a scos el maxim, dar a scos maxim, dar dacă n-a trecut centrul terenului cu Craiova, nu e în regulă. Da, e o problemă aici, e o problemă. Nu știu, adică, nu știu, dar nu e și Mudică vinovat. Nu vreau să vorbesc mai mult. Na, că nu mă interesează pe mine despre asta. Da, ci că se întăresc, ci că aduc patru jucători. Dacă aduc patru jucători, e altceva.
Da. Când să-i aducă? Când nu, nu, îi aduc, îi aduc. Sunt patru jucători. Aduc un număr 6, l-aduc pe Melegoni ăla de la Genoa, un italian, număr 6. Aduc doi atacanți și sunt în negocieri cu ăsta, cu ăsta care a jucat în Portugalia, nu știu dacă îl știți dumneavoastră, la Famalicão a jucat un an jumate, Alex Dobre, e un mijlocaș, care, care e și pe la loturile naționale. E foarte bine că l-aduc. Da, da, ăștia patru jucători. Numai să ne aducă ceva de... intră mai rău în clinci. Cum? Ei știu. Nu, treaba normal. Domnul Becali, ce face Nea Mircea Lucescu? Bă, nu știu ce face, ce nu face, dar am văzut ceva care, nu știu, treaba lui, nu știu. Ce ați văzut? Nu știu, mă, nu știu. Ce, nu știu, știu ce face. Păi a zis că treaba lui ce face, adică ce, ați văzut ceva? Treaba lui, știu ce, ce să zic. Da, ați văzut ceva ce nu vă place la selecție? Nu știu, mă, nu mai țin minte. Nu mai. Am înțeles. Am înțeles. De ce? Știi și tu, știi și tu. Da, da. Va da cu virgulă. Dar știi și tu la ce mă refer. Bă, nu. Nu? Păi bă, nu e. Da, am înțeles. Deci nu știți ce face, ce nu face, dar e un dar acolo, a? Da, da, e un dar, nu știu eu ce să... Da, e, n-are poate meci. El, cum? Poate el, de exemplu, el poate știe ceva ce noi nici nimeni nu știm. Poate el e ceva, un geniu care noi, toți suntem noi proști și el e mai deștept el. Uh-huh. Nu? Uh-huh. Poate suntem noi toți proști, horea, și el e deștept. Uh-huh. Nu? Adică nu prea s-a văzut lucrurile astea în lume, dar e posibil să fie acum o excepție în care tot fotbalul românesc, noi toți fim niște idioți și el deștept, e posibil asta, să știi. Da. Hai să vedem. Da. Vă gândiți dacă și la Cric? Dacă îl bagă, știi, da. Că dacă îl ține pe bancă, nu vedem. Da. Da, oricum are meci greu. Nu știu, eu cred că el va rezolva. Înțelegi? Uh-huh. Că nu cred că pe toți care a făcut selecție o să-i bagi joace titulară. Sau să joace fotbal. Nu cred că se bage tot. Îl vedeți pe Iulica Cristea. Păi ce să... Păi ce să fac? Ce să facem? Ce să facem? Asta e ce... Da. Haide să-i dăm credit, da? Că e Mircea Lucescu. Vedem. Poate, păi, cum a zis noastră, el a dovedit în 40-50 de carieră că e genial. Că e cel mai mare. Ce am zis? Da. Eu ce am zis? Da, corect. Bă, eu dacă el a făcut așa ceva, ce face el, eu zic, bă, înseamnă că s-ar putea să fi fost prost eu. Adică, înțelegi? Da. Când văd că face Lucescu ceva, gata, mă întreb, înseamnă că nu mai zic nimica. Dar să vedem? Nu? Să vedem? Ei, da, dar poate să nu-l bage. Da, 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 da. Dai că să nu e frumos să mai vorbim. Bine, da. Bine, haide să-i ținem pumnic, că așa e frumos. Păi mai da, ales nu, că începem... Băi, el va face. Da. El va face, că are geniu, nu? El va face. Bine, că mai face și orice om mai greșește. Mai... Sau poate să greșească un om din mândrie, să creadă, băi, eu... Înțelegi? Eu mă, adică... mă bucur că l-a luat pe Mitriță în sfârșit la Național. Păi Mitriță, păi ia mă, Lucescu... Lucescu, mă, să nu le-ai pe mine. Pe mine e cel mai bun din România, mă. Da. Și vă mai spun ceva. La cum joacă Olaru, e cam de titular Olaru, la cum a început să joace. Nu știu, nu mă bag eu, că nu îi dau eu sfatul Lucescu, dar Mitriță e numărul unu, cu el începe echipa. Da. Așa cred eu. Bă, și am greșit, mă, ce crezi că am făcut? I-am zis lui Rotaru, dă-mi mie pe Mitriță cu tare, păi ce vreau 1 milion salariu. Păi îi dau eu 1 milion. Și nu eu îi dau 5-6-700, poate îi dau, 1 milion nu îi dau. Și el când a văzut că îi dau eu, poate o fi dat el, mă, că e plecat scăpan de Mitriță, mă. Bă, ce prost azi, dai seama ce m-a luat gura pe dinainte. Că acu era Mitriță la FCSB. Nu, era în Arabia. Da. Și era plecat și aveați un adversar mult mai ușor în Craiova. Bă, mai aveam treabă, nu că mai ușor. A, și vă e așa puțină, că v-a luat gura pe dinainte, a? Da, mă, eu dacă nu spuneam că îi dau 1 milion, ce ai zis, bă, dacă îi dau 1 milion și bani, dă și bani 2 milioane pe el.
Eu să-i dau eu, mă, eu l-am în cutie și să-mi dau eu să-l țin, știi? Că el e probabil pe caliber, știi? Da, 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 normal. Da. Asta e viața. Asta e viața. Mulțumim mult, domnul Becali, pentru declarații. Vă mulțumim. La revedere, da. Gigi Becali, avalanșă de noutăți, ca să zic așa. Avalanșă de noutăți și o ofertă în direct fantastică, 1,5 milioane de euro pentru Bârligi, a pus 20%. Deci ca să revenim și să vă mai anunțăm o dată, deci Robert, încă o dată atacanții pe care vrea Rapidul, da? Ia să-i mai vedem încă o dată, da? Deci Clinton e, da? Și Marius Stepinski de la Omonia. Clinton e, parcă n-are echipă, nu? Nu? Da. A? Robert? Da, e jucătorul care de naționalitate cameruneză și e fără club de la 1 iulie. Deci, iulie, atenție! Ultima oară la Sivasspor în Turcia. Păi de acolo îl știe și Mudica, clar. Da. Atenție! 15 milioane în 2018 cotat. 15 milioane. Apropo, Andrei, cum e Nea Mircea? Cum a fost Nea Mircea la primele antrenamente? La primul? La primul, mă rog, da. Scuză-mă. Da, și tu ai dat în editorialul, te felicit pentru editorialul din Fanatic, formidabil, formidabil. Și apropo de editoriale, îl felicit și pe Baratchi, care scrie foarte, foarte interesant. Chiar scrie foarte bine. Dar ai scris un editorial extraordinar și bine documentat, dar și emoționant despre Lucescu și mi-a plăcut că ai dat programul lui Lucescu, da? Care, câte antrenamente are până în meci? 6. 6 antrenamente, da. Zine și nouă așa, de insider, cum a fost primul contact al lui Mircea Lucescu cu jucătorii și revenirea după 40 de ani în training-ul național al lui Mircea Lucescu. A fost emoționat? Da, eu cred că da. Așa l-a simțit, deși are un poker face de ăsta, nu lasă să se vadă foarte multe, dar cred că da. A avut și puțină șansă, pentru că cred că e prima oară când duminică apar la antrenament 15 jucători. Așa au fost programate meciurile, de așa natură încât să aibă mulți jucători. Duminică erau la antrenament, erau 10, 12, ceva de genul ăsta, mi-amintesc eu. A avut o discuție cu cei 15, a făcut cunoștință cu ei. Îți dai seama că a fost plecat mult din țară. L-ai emoționat, a? Este, da. L-ai simțit emoționat, este. Chiar dacă e marele Lucescu, nu? Este, dar în același timp am simțit și pofta aia de a lucra iar cu jucătorii în iarbă. Are o pauză de, cred că aproape un an de zile de când n-a mai... Și ce le-a zis primul lucru când i-a văzut? Nu știu, că eu n-am fost cu un interior cu ei acolo, dar... În primul rând trebuie să-i cunoască foarte bine, pentru că lipsind din țară atâta timp, nu i-a văzut, nu-i știe cum îi știm noi. Chiar dacă a fost cu noi și în Spania, a fost și la turneul final, la două sau trei meciuri acolo. Știu ce le pregătește, adică am discutat cu domnia sa și am văzut cam care sunt... valorile după care s-a ghidat în toată această minunată carieră și pe care aceste valori... Mă crezi că și eu sunt emoționat pentru cu revenirea asta? Sunt emoționat așa pentru el. Mi se pare, cum să spun, o închidere de cerc extrem de frumoasă. Mi se pare că destinul l-a răsplătit cum se cuvine pe Mircea Lucescu pentru tot ce a făcut el pentru fotbal. Cu siguranță, da. Tu îți dai seama că în momentul în care el a antrenat prima oară echipa națională, eu eram în clasa 7. Și în momentul în care am văzut primul lui meci în Elveția și cu tot schimbul ăla de generații pe care l-a făcut după Valentin Stănescu, a fost pentru mine o surpriză, pentru că apăreau jucători noi la echipa națională, reveneau jucători precum Belloni, să spunem. Țin minte că la meciul ăla din Elveția l-a băgat pe Belloni în minutul 88 la primul lui meci și nu înțelegeam. Se făceau două schimbări, l-a băgat pe Belloni 88-85, special să bată un corner. S-a apuce să bată un corner, așa mi s-a părut mie la vremea respectivă, pentru că bătea foarte bine. De altfel, a avut ulterior un meci, cred că cu Turcia, dacă nu mă înșel, în care a dat gol direct din corner, a bătut direct pe poartă, dar Loții Belloni pentru el a fost întotdeauna antrenorul din teren. Și Loții Belloni n-a mai jucat la echipa națională 2 ani până să vină Lucescu, dintr-un motiv care astăzi ni s-ar părea pueril. Noi am căzut în grupă cu Ungaria la preliminarele pentru 82 și conducerea comunistă de atunci a spus ca Belloni să fie exclus din echipa națională de teamă să nu vândă meciul la unguri.
Nu cred. Ba da, așa s-a întâmplat. Nu cred așa ceva. Tu vorbești serios? Vorbesc foarte și serios. Și de-aia 2 ani n-a putut fi folosit la națională? Beloni, Ladislau Beloni? În preliminariile acelui mondial din Spania, Beloni n-a jucat pentru că noi am fost în grupă cu maghiari. El jucând înainte, în toate celelalte preliminari, fiind un jucător foarte bun, țin minte, a dat un gol, i-a dat lui Dinozov, cred că tot Dinozov era în poartă, nu acum cu Italia în 83, ci până 70 și nu știu cât, la Napoli, țin minte, a dat una de la 30 de metri, cred că bară gol a fost, bară transversal. Deci Beloni a fost readus de Mircea Lucescu la echipa națională și a fost ok în acea generație. M-am văzut emoționat și pentru că acolo la Mogoșoaia noi am refăcut foarte multe lucruri începând de la sosirea lui Daum. S-a schimbat foarte mult și au apărut o grămadă de imagini cu toate generațiile. Știi că acolo erau imagini în momentul ăla numai cu generația de aur. Uh-huh. Și au venit imagini cu toate generații. Și nu acum că a venit Lucescu. Erau tablourile de 2 ani. Mircea Lucescu dând noroc în calitate de capitan al echipei naționale la Guadalajara înaintea meciului cu Brazilia, da. Și în același timp Mircea Lucescu calificând echipa națională în 84. Aceste imagini și l-au emoționat aceste etape. Foarte tare și surprinderea tuturor a fost că nu l-a emoționat atât de tare, ceea ce pe mine m-a emoționat să-l văd dând noroc în schimbând fanioanele cu capitanul Braziliei în 70, cât mi s-a părut mai emoționat pentru ce a făcut în 84. Și cred că pentru el, pentru ego-ul lui, contează mai mult ce a făcut în 84 decât ce a făcut în 70. Pentru că, într-adevăr, din punctul meu de vedere, sunt două repere care au făcut ca deceniul 80-90 să fie cel mai mare pentru fotbalul nostru. Și astea două repere și două declicuri s-au numit Universitatea Craiova și echipa națională a României. Da. Și nu este întâmplător faptul că atunci echipa națională a României era creată pe osatura Universității Craiova. Ții minte că la meciul cu Italia de la București, Universitatea Craiova a avut convocați la echipa națională 12 jucători. Erau 11 titulari, dar de la Craiova erau 12. Deci este această, o simt această emoție. Simt că ar vrea să facă și mai mult, doar că are și problemele astea de sănătate, că are durerea aia care nu-i dă pace și îți dai seama că te stresează. A făcut infiltrație acum vreo săptămână, ceva de genul. Știu, da. Și în decembrie se va opera. Și în decembrie se va opera. Da. Deci dar durerea aia își pune amprenta, nu? Iarăși ce mi-a... Îl sâcâie. Da. Îl sâcâie. Iarăși ce ți-a? Cred că ar vrea să demonstreze, să arate pe teren, pentru că, de exemplu... Să dea și el cu piciorul în minge, da, nu? Bineînțeles, antrenamentul... A dat cu piciorul în minge? Nu. Ce ai zis? Ai vrut să zici ceva și te-am oprit. Da, antrenamentul de... Au fost 15 jucători, 2 portari și 300 jucători de câmp. A fost, mă rog, au fost împărțiți în două grupuri. În funcție de când au jucat, cei care au jucat sâmbătă au făcut numai alergare. Cei care au jucat vineri, o zi mai devreme, după acea alergare, ceilalți s-au dus la sală și au rămas pe teren, au rămas 2 portari și 6 jucători de câmp. Și am văzut un antrenament de aproape o oră, cu 6 jucători de câmp și cu o grijă fantastică pentru minge. Deci tot ceea ce le-a cerut și le-a explicat în momentele alea, se referea la grija față de minge. Foarte interesant. Și cred că asta va fi unul dintre leitmotivurile lui, răbdarea în raport cu mingea. Pentru că nu este adeptul unui fotbal direct, de dragul fotbalului direct, le-a și spus, l-am auzit de câteva ori, nu vă grăbiți. Și dacă o acțiune trebuie să dureze 5 minute, să avem răbdare să o ducem 5 minute. Se blochează într-o parte. Le-a tot spus lucrul ăsta, ne întoarcem cu mingea în partea elaltă, cu calm. Nu, meciul are 90 de minute, nu trebuie să dăm gol la fiecare acțiune. Și asta cred că va fi, dacă va fi ceva ce va încerca să implementeze în jocul echipei naționale, grija față de minge, pe care, să fim cinstiți, a avut-o de când îl știm. Da. Cu Iannis, cum a fost interacțiunea? Absolut normală. Iannis a tuns, are un nou look acum. L-a tuns și Glasgow, dă niște bani, dă niște lovele.
Știi cum e la fotbal, e o negociere tot timpul. Cobra, la Tunci și a venit și Glasgow și la Tunci, dar niște lume. Ei au tăiat din contract și au plătit frizerul. Da. Bun, asta e de TikTok. Așa? Da, și la sfârșitul antrenamentului n-am stat lângă ei, dar am trecut pe lângă ei și discutau despre intensitatea antrenamentelor de la Rangers, de exemplu. El cu Yannis. Da. Asta au avut o discuție de câteva minute pe marginea terenului. Dar în zilele următoare, cu siguranță va interacționa la modul ăsta, pentru că așa este. Nea Mircea a construit să interacționeze cu jucătorii și să ușor, ușor să încerce să le explice cât mai mult din ideile lui. Problema e acelor 6 antrenamente și acelor, eu știu, 8 zile, 9 zile cât stau împreună, că mie, de exemplu, mi-a spus la birou în urmă cu vreo 2 săptămâni că dacă ar mai putea să-i aibă pe acei jucători să fie ca la o echipă de club, pentru că acolo se vede mâna antrenorului. Și astea, Mircea, nu se mai poate. Dar un turneu, poate, un turneu. Da, în, da, da. Ceva, orice, nu? L-ai prins? Nu, n-ai avut. L-ai prins? Da. Unde? La Beşiktaş. Serios? Da. N-am șut. Da, da, un an de zile. Așa, ia, povestește-ne puțin, cum era? Senzațional ca antrenor. Și da? Exact ce zice, ne arăta la antrenament, intra printre jucători, cum ar trebui să jucăm, cum... Pentru mine l-am pus în categoria marilor antrenori care m-au antrenat. Da? Da. L-ai prins un an, deci te-a antrenat un an? Da. Și cum era? Chiar sunt curios. Adică cum, ce vă spunea? Adică care e particularitatea care îl face atât de mare pe Lucescu? Ce te-a impresionat? Păi, în primul rând, exact ce spunea, că îi place jocul cu mingea, să nu ne grăbim. Și tot timpul și la antrenamente, inclusiv pe portar, pe Cordoba, cred că era, îl punea să joace prin atac. Deci, în timpul antrenamentului, ajungeam la un moment dat și tu joci în atac, tu treci în parc. Adică să simți tot ce înseamnă un ca joc, să nu te grăbești și să ai răbdare. Pentru că, exact, jocul durează 90 minute. Și eu mai spus ceva. Dacă joci cum își are Mircea Lucescu, nu pierzi niciodată meciul. Da? Adică dacă jucăm în Kosovo cum le cere Lucescu? Dacă jucăm și fac ce ei să spun tactic în meci, nu pierzi meciul. Doar greșeli. Diferența o fac ca anumite greșeli. Normal. Nu pierzi niciun. Deci dacă jucătorii... Dacă jucătorii îl ascultă, nu pierdem în Kosovo? Dar nu pierdem niciun meci, zic așa. Ca tactic vorbim. Nu pierdem niciun meci din Liga Națiunilor? Nu pierdem niciun meci. Da? Nu. Atât de bun e? Da, atât de bun e. Tactic, pregătește meciul și eu am văzut în timpul meciului, le dam cap în cap exact cu lucrurile care spuneam. Și dacă jucam... Era fix, perfect. N-aveți cum să pierdeți, nu? Deci eu spun, Robert, eu sunt emoționat că se întoarce Lucescu. Adică era exact, trăiam zi de zi cu noi, venea și făceam toate antrenamentele și îmi plăcea, adică erau chestii în care venea și vorbea cu mine în franceză. Păi vorbea cu ăla în turcă, cu nu știu cine, te lua cu celălalt în spaniolă, pe cu... Mai aveam spaniole, și aseară la și antrenament aseară, la un moment dat le zicea la băieți: "Hai, go." Da, exact. Și după ce îmi spuneam franceză lucrurile, ai înțeles ceva? Da, du-te și joacă. Hai, du-te și joacă. De cine zicea vorbea Gigi? Eu cred că de Cristea vorbea. Și eu cred la fel. Nu? Da. De Cristea cred că vorbea. Păi dacă l-a lăsat să plece de la FC și a zis, înseamnă că am fost eu cum am fost, domne, dacă e așa. Da, na. Sperăm ca domnul Lucescu încă o dată să aibă dreptate. Da. Îți dai seama. Bine, eu cred că Burcă e luat, nu? Și Burcă, nu? Da eu cred convocat. Că va... Mă auzi, eu nu cred că va schimba în centru. Eu cred că va juca Drăguși în Burcă. Nu văd da, și... Da, sunt două meciuri, stai că... Da. Pot da, apărea, da. Nu poate să joace... Dar tu de cine crezi? Eu zic că de Cristea. Cristea Creșios. Nu, de Gigi că... zicea Cristea. De... Da. Că doar Lucescu, poate el genial și noi suntem proști. 100% de nu, Cristea. Da, pentru că a surprins, convocarea lui Cristea chiar a surprins, asta e adevărat. Cu siguranță. Eu vă spun ceva, eu vă spun ceva, o să râdeți. Da, poate unii spun, domne, Lucescu, cum să spun, e nebun. Mie întotdeauna mi-a plăcut fundașul central Iulian Cristea și la FCSB. Eu nu l-aș fi dat niciodată. Eu țin minte, la FCSB a avut un sezon înainte să-l dea, formidabil. Îmi aduc aminte de ultimile meciuri, dar lasă că juca bine în apărare. Avea un aport ofensiv decisiv.
dădea goluri cu capul, juca la sacrificiu. Nu știu, habar n-am dacă el ar fi continuat la FCSB, dacă ajungea la echipa națională. Dar a ajuns la echipa națională. A și ajuns. Nu, nu, dacă ajuns, dacă ajungea titular. Și cred că momentul de cotitură al lui și de regres a fost accidentarea pe care a suferit-o chiar la echipa națională în debutul unui meci, da. Dacă nu mă înșel. Dar eu vă spun ceva. Lucescu a văzut ceva la Cristea. Da. Și i-a spus și Sabău. I-a spus și Sabău. Bă, vezi că jucătorul ăsta are ceva. Eu am văzut ceva la Cristea în anii trecuți, până să pierdă acest un an și jumate, această perioadă. Eu am văzut ceva la Cristea. Eu am încredere în ochiul și, în, până la urmă, în geniul lui Lucescu. Chiar l-ai văzut pe Gigi. S-a ferit. N-a mai intrat. Da. Dacă era altul... Uh-huh. Mai făceam emisiune, mai înțeles, până la 1 mai făceam emisiune. Bine, asta este efectul personalităților din orice domeniu, într-un moment în care sunt recunoscute. Păi mă uitam la chestiunea cu Horațiu Moldovan, să spunem, da? Dacă era oricare alt antrenor, zicea, domnule, ce prostie, cum să-l lași pe ăla să facă? Bă, a spus Lucescu că se întâmplă lucrurile așa, atunci știe el ce zice. Da. Deci, indiferent ce face o personalitate din orice domeniu care și-a câștigat acest statut, lumea vă spune, știe ce face, de ce? Păi uitați-vă în spate. Uitați-vă că aseară mă uitam la antrenament și ziceam, păi sunt 40 și ceva de ani timp în care omul ăsta a făcut același lucru. Și a făcut același lucru cu generații și generații de jucători care i-au trecut primul. Și adaptându-se în campionate diferite și adaptat tot timpul și cu noutăți. Exact, și cu performanțe peste tot. Dar el nu face nimic întâmplător. Da, nimic, clar, nimic. Clar, el are o strategie lui totală, de aia și a ales jucătorii respectivi pentru că el știe cum să joace meciul următor la echipa noastră. Și stai că, din punctul meu de vedere, deocamdată nu cunoaște foarte bine. Eu cred că vom vedea din ce în ce mai multe schimbări de toate felurile, doar că iar mi se pare o chestie extrem de inteligentă și pe care eu am citit-o în manuale de management. Nu cu fotbal, nu, de management. Când te duci într-un loc, nu te-a pus să dai cu barda, să schimbi pe acolo, nu știu. Întâi trebuie să cunoști foarte bine locul, că ai timp, vezi, ai timp să poți face schimbări pe parcurs. Eu, dar nu o să-l întreb, dacă o să mă lase să povestesc. Eu am avut mai multe discuții, eu recunosc, eu sunt un fan Mircea Lucescu. Îl iubesc ca antrenor, ca profesionist, ca om, mai înțeles. Deci eu sunt fan. Deci eu îl ador pe Mircea Lucescu, de aia și eu sunt emoționat că s-a întors și indiferent ce se va întâmpla, eu am încredere 100%, dar fotbalul e fotbal. Indiferent ce se va întâmpla, pentru mine tot numărul 1 va rămâne. Tot cel mai mare antrenor român din toate timpurile va rămâne, indiferent ce se va întâmpla și în Liga Națională. Poți să ștergi cu buletele o carieră de 40 de ani pentru 6 meciuri. Ei, am avut mai multe discuții. În ultima mi-a povestit niște chestii absolut tari de fir. Nu mi-a spus să nu le spun, dar mi-a povestit niște chestii apropo de munca lui din ultimile 2 săptămâni la echipa națională, apropo de jucători, că nu-i cunoaște pe jucători, mi-a povestit niște lucruri ca în filme. Deci credeți-mă că în filme, nu am permisiunea să vorbesc, o să-l întreb. Dacă că nu e ceva, adică nu e ceva, m-ați înțeles, dar ținând cont că am discutat vreo 40 de minute în privat, dar ca în filme, legat de jucători. Atâta pot să vă spun, da? Deci niște chestii, adică dacă le auziți, dacă o să-mi dea ok-ul să le povestesc, o să rămâneți cu gura căscată. Da? Apropo de jucători, că încă nu știe așa de bine toate lucrurile astea, dar repet, ca în filme. Andrei cred că știe despre ce este vorba. M-ați înțeles aia? A rămas cu gura. Hai, zic, Nea Mircea, serios? Păi zic, asta e deja scenariul de film. Da, bă, Horia făcea. E chiar de film. Zice, dar fac tot ce se poate ca să fim la cel mai înalt nivel și să dăm totul. Și acei jucători să-i știu la virgulă. Să nu poată, să nu, cum să spun, să nu fac nici cea mai mică greșeală. Știi, și tu, cred că tu știi, unul înțelegi, dar ți-am zis, nu vreau să intru în amănunte pentru că n-am permisiunea domnului Lucescu. Dar când o să vă povestesc, nebuniți, credeți-mă, filme, deci filme, ca în filme, asta zicea și el, e de film. Ai înțeles? Da. Adi, FCSB-ul câștigă, cum ți s-a părut echipa? N-a jucat Șut, n-a jucat Olaru. Eu simt să-i felicit pentru calificările în grupele. Ei, până un alta. Suntem singura, e singura echipă din România care ne reprezintă acum și în grupe. Da? Și îmi pare rău de un singur un detaliu, așa că au avut marea șansă să califice în Champions League în acest an.
cu echipele care, care au jucat. Și cred că dacă se pregăteau puțin mai bine la transferuri înainte, sau, cum să spun, acum, acum un an de zile, cred că FCSB era în Champions League. Cu echipele, cu Spartak și cu cei care, care au jucat. Da, nu. Asta e situația. La un atacant, de exemplu, să ai formula de atac Coman, Mitriță, Ștefănescu, Rahmani, de exemplu, în față. Da. Cu linia de fund care a creat. Uite-l pe Rahmani ce face. Asta spun. Pasul de gol, da. Și gol. Da. Asta spun. O echipă, adică să-ți o creezi în timp și să ajungi, da, să, să ajunge. Dar haide... meciul de ieri... Iar referitor la Rahmani, pentru liniștea patronului de la FCSB, nu sunt 3 milioane jumate și restul 3 milioane, clauze. A zis. Nici măcar 3 milioane jumate. Clauze așa și așa. Sunt 4 milioane jumate sigur și 500 de mii care deja bonusul se vor lua. Da, care deja se vor lua. Trei, pentru Rahmani, 3 prezențe la echipa națională e exact cum e pentru Nicolae Stanciu la România. Da. Așa, da, că dacă... Bun, ai... hai să mergem puțin pe la Cluj, să vedem ce se mai întâmplă pe la Cluj, o altă mega forță a fotbalului românesc, CFR-ul, care, mă rog, ne-a întristat pe toți ca români pentru necalificare. Mă rog, nu știu dacă au mai dres busuiocul cu farul, că asta e. L-avem pe Cristi Balaș de la Cluj, președintele CFR-ului. Cristi, bună dimineața! Sau bună după amiaza, de fapt. Da. Ne auzi? Vă salut pe toți. Aoleu, dar ce? M-auzi? Vă aud, vă aud. M-auzi? Cristi, hai să spun o primă întrebare din aia așa. Îți spun o primă întrebare din aia. Ori întrebare bună, ori întrebare de grădiniță, da? Acum știi cum e. Ce preferai? Ce preferai? Calificarea cu Pafos și să vă dea 3-0 farul în meciul ăsta de campionat sau cum s-a întâmplat din păcate acum? Știu că e o întrebare așa, dar știi cum i-am zis să deschidem discuția cu asta? Să câștigăm ambele partide. Deja, vezi? Cred că vreți prea multe. Păi, în contextul ăsta am și pregătit lotul de jucători și de aceea s-au făcut transferurile care au fost realizate în ultima perioadă. Două echipe în care este greu să spui care este jucătorul titular, care jucător merită. Probabil Dan Petrescu s-a folosit și de faptul că a mers pe principiul a nu schimba echipa care a avut rezultate bune și în acest context a folosit același lot, cu excepția lui Cipidea, care a fost suspendat. Mă refer aici la partida din Cipru. Cristi, a fost un șoc ce s-a întâmplat în Cipru? A fost un șoc, nu neapărat pentru mine, cel puțin, pentru că nu am discutat, nu prea am vrut să vorbim de meciul din Cipru, am evitat. A fost un șoc, nu neapărat faptul că nu ne-am calificat, modalitatea în care am evoluat. Adică a fost 3-0, dar din punctul meu de vedere a fost un meci în care trebuia să pierdem cel puțin cu 5-0. Bun, și ce crezi că s-a întâmplat? Ce te-a șocat? În fotbal contează foarte mult și adversarul, dar evoluția noastră a lăsat de dorit. Aceiași jucători, cu aceeași echipă, cu același adversar, au arătat în meciul de acasă de la Cluj că merită să se califice. Și da, nu mai știi minte, scuză-mă, ții minte, am vorbit a doua zi după meciul de la Cluj și știi că ți-am zis, bă, nu m-au impresionat ăștia, adică, sincer, cred că vă calificați. Tu însă ai fost mai circumspect. Nu, mi-ai spus, nu e meci ușor acolo. Mi-ai zis, dar eu am fost, adică, eu sincer, eram plecat, da? Am fost plecat puțin în vacanță. Și n-am văzut meciul, da? Și seara târziu când m-am întors la hotel, m-am uitat pe telefon, zic, CFR le-a dat 3-0 lui Pafos, tot un regulă, ce... După două secunde când m-am uitat mai bine și am văzut Pafos CFR 3-0, era să-mi cadă telefonul, Cristi. Am făcut greșeli personale nepermise. Și atunci, încă o dată spun, când evoluez la un nivel mai ridicat, trebuie să ai sânge în instalație. Noi, din păcate, nu l-am avut.
Nu am avut și... Păi din secunda 11 voi deja v-au tremurat picioarele, v-au tremurat stick-ul. A demonstrat, da. Deci prima ocazie din la începutul partidei, primele secunde, a demonstrat că noi, din punct de vedere psihologic, nu suntem la nivelul la care trebuia. Da. Și asta a fost un aspect. Doi la mână, repet, am întâlnit un adversar foarte bun și așa cum vă spuneam de Balcanii, de Kosovo, pentru că mai ales că urmează Naționala României să joace împotriva lor, vă spuneam, după jocul în care am obținut doar un rezultat de egalitate în Kosovo, vorbeam că au jucători foarte, foarte buni. Și lumea nu a crezut decât într-o oarecare măsură. S-a demonstrat că am avut dreptate, pentru că a apărut Rahmani, Krasnici, au apărut jucători de calitate care au demonstrat în campionatul nostru și au fost vânduți pentru sume importante. Ori, la fel spun și de cei de la Paphos că cu investițiile care le-au făcut în această vară, vor ajunge să aibă rezultate bune. Din punctul meu de vedere, dacă ar evolua Paphos cu lotul pe care l-au în acest moment, s-ar bate la câștigarea campionatului. Unde? La noi în România? Exact. Deci la noi în Superliga Paphos s-ar bate la titlu? Indiscutabil. Nu-i prea mult? Adică nu te întreb. Deloc. Nu? I-am văzut și la Cluj, i-am văzut și acolo. Au calitate. Amărăciune multă în aceste trei zile? Păi, nu avem timp să ne lingem rănile, pentru că oamenii de valoare trec peste asemenea momente. E vorba de sport. Noi am luat în calcul, se poate întâmpla orice, dar am făcut tot ce depinde de noi în a crea condiții cât mai bune. Și aici mă refer și la un lot de jucători care să ne permită, în situația în care am evoluat din 3 în 3 zile, să avem evoluții bune și în campionat. Dan Petrescu a avut nevoie de oarecare perioadă pentru a forma două echipe echilibrate. Este greu să spui, și aici apare și oarecare dezamăgire, pentru că e greu să analizezi și să stabilești care ar fi fost lotul sau jucătorii cei mai potriviți să joace, pentru că ai acel principiu în care nu schimbi echipa care câștigă, dar stai și analizezi văzând cum evoluează și ceilalți jucători, dacă ai luat sau s-a luat cea mai bună decizie. E greu de spus, pentru că după meci apar opinii diferite și gândești diferit față de cum o faci înaintea partidelor. Și din acest punct de vedere există o oarecare dezamăgire. În rest, trebuie să depășim momentul, jucăm fotbal în continuare. Patronul echipei cât de supărat a fost? Supărat, ca și noi, vă dați seama că ne-am dorit o calificare, era bine și pentru fotbal românesc. Felicităm pe cei de la FCSB că au o calificare în grupele Europa League și ar fi fost important și noi să ne calificăm, să aducem cât mai multe puncte pentru campionatul românesc. Din păcate, anul acesta nu am ajuns acolo unde ne-am propus. Rămân celelalte obiective și jucătorii ei trebuie să strângă rândurile și să demonstreze că merită să fie la CFR Cluj. Nu, cum să spun, nu e totuși o tactică, hai să nu spun falimentară, deși din păcate acum așa s-a dovedit, sau nu e o tactică greșită totuși să umflați atât de mult adversarul, stilul ăsta lui Dan, domne, jucătorii ceilalți, mamă, cu ce echipă ne întâlnim, ok, da, bun, sunt jucători, cum ai spus și tu, bun, da, dacă tu spui că, și te cred că n-ai niciun motiv, dacă spui că Paphos e o echipă care s-ar bate la titlu, eu n-am văzut meciul retur, ți-am zis, dar tactica asta lui Dan, la un moment dat, cum să spun, nu se întoarce ca un bumerang împotriva echipei. Totdeauna aia pe care îi întâlniți sunt cei mai buni. Eu, toate intervențiile pe care le-am avut, am vorbit diferit.
pentru că eu scot în evidență calitățile jucătorilor noștri. Avem un lot cu jucători care evoluează în echipele naționale, o mare parte din ei, nu doar în Naționala României. Avem jucători cu experiență, avem jucători care promit. Nu întâmplător, ați văzut, totuși, cu excepția ultimului meci, evoluțiile au fost bune și ne-au dat speranțe. Dar ce măsură un antrenor sau un oficial are declarații sau nu potrivite, cu el trebuie să discutați. Pentru că noi, dacă avem să avem anumite opinii, le discutăm față în față. Și din ce am spus de vedere, eu pot să vorbesc doar de ceea ce am declarat eu. Și eu, în primul rând, am scos în evidență și am vorbit de faptul că CFR Cluj are un lot care îi permite să ajungă în grupele unei competiții europene. Da, mă gândesc că poate atârnă greu, poate și jucătorilor să-și asculte antrenorul, că tot îi laudă pe ceilalți. Bun, eu, Cristi, eu înțeleg de ce poate. Poate este un fel de, cum să spun, psihologie, dacă vrei, pe invers. Adică Dan Petrescu are probabil o gândire. El în mod sigur nu încearcă să facă rău, să-și facă lui rău sau clubului. Asta e clar. N-avem. E clar că încearcă să facă bine. E clar că încearcă. Dar la un moment dat n-ar trebui totuși să se oprească? Nu vreți să aveți o discuție pe tema asta? Să discutați așa cum le discutați pe toate. Poate că la un moment dat acest discurs toarnă plumb propriilor jucători în ghete. Adică e ceva care se întoarce împotriva voastră, Cristi. Am analizat și acest aspect. Din ceea ce informațiile pe care le avem, vorbește diferit în vestiar. Adică pregătește meciul foarte bine, prezintă imagini cu jucătorii echipei adverse din meciurile anterioare și discursul lui în vestiar este diferit față de ceea ce spune la televizor. Doar că, într-adevăr, jucătorii citesc și ei presa. Și atunci acest aspect poate să influențeze. La cum am jucat, e normal să... Întrebarea ta este foarte pertinentă și el trebuie în primul rând să analizeze, pentru că are experiența necesară. Ori dacă urmărește declarațiile noastre, sunt diferite față de cele pe care le are el. Eu, în primul rând, laud jucătorii noștri. Da, am înțeles. Și spun în continuare că avem o echipă foarte bună, trebuia să câștigăm și să avem o atitudine diferită. N-am avut sânge în instalație, că trebuia să arătăm că suntem bărbați și să tratăm meciul diferit. Bună dimineața, domn președinte! Bună, Roberto! Domn președinte, dacă la vestiar spune ceva și la conferințele de presă, la flash interviuri și când mai declară dânsul altceva, impactul ăsta nu e cumva greșit la nivelul vestiarului? Că jucătorii ăia să uită și ei, citesc presa, urmăresc emisiunile, bă, în față ne zice că sunt ăia slab, la televizor toți sunt Messi. Adică eu cred că pe undeva mesajul ar trebui să fie cam același în ambele părți. Acum nu ne așteptăm să iasă Dan Petrescu după flash interview să-și atace jucătorii sau să-i critique. Dar când vorbește despre adversari, indiferent dacă joacă cu Sănătatea Cluj sau cu Barcelona, ăia toți sunt Messi. Și pe urmă se duce în vestiar și le zice, nu, mă, hai mă că am glumit, că ia-s pușcării, îi batem. Extremitățile nu sunt chiar la acest nivel. Îl aveți la conferințele de presă, aveți colegi jurnaliști, se pot adresa întrebări antrenorilor. Cert este că eu nu o să vorbesc niciodată, dar nu de Dan Petrescu. Nu obișnuiesc să vorbesc, chiar dacă am opinii diferite, niciodată nu spun de antrenorii pe care am avut, cu care am lucrat, chiar dacă unii dintre ei au plecat și nu mai sunt în acest moment la CFR Cluj. De jucători la fel, nu mi s-ar părea potrivit, dar, într-adevăr, nu ascund faptul că noi am avut discuții pe această temă și faptul că declarațiile mele sunt diferite față de ceea ce spune el uneori, în contextul în care eu încurajez și spun că CFR Cluj are un lot valoros. Are un lot cu jucători care evoluează la echipa națională, care sunt urmăriți de alte cluburi și atunci, având și experiența meciurilor internaționale, nu avem nicio scuză pentru faptul că nu ne-am calificat. Dar problema este nu doar că nu ne-am calificat. Problema este modul în care am
evoluat, adică trebuia să fie 5-0 pentru adversar. I-a pedepsit Dan Petrescu pe jucători băgând un alt 11 cu Farul? Că, de exemplu, Taxidis n-a prins un minut la Farul. A fost un efort intens, chiar dacă rezultatul a fost nedorit, umiditate ridicată, în Cipru temperatura destul de mare pentru că a fost foarte cald. Și evoluând la câteva zile în campionat, având și alte soluții cu jucători care au demonstrat că merită să joace la CFR Cluj, probabil că a decis să-l protejeze. Am înțeles. Bun, dar și ceilalți, sau pur și simplu a vrut să le dea șansa altora? Nu, există riscul accidentelor, mai ales când evoluezi un meci în care transpiri, pierzi minerale, de compensarea este la un nivel foarte ridicat și atunci ajungi ca să ajungem să avem accidentări, pentru că leziunile fibrilare apar și prin pierderea intensă de săruri, de minerale, de vitamine. Uh-huh. Ori având soluții, ar fi fost din punctul meu de vedere greșit ca să îți asumi un asemenea risc. Mai ales că s-a văzut. Am câștigat ultimele 3 meciuri în campionat cu 3-0. Da, nu, echipa e ok, e super ok echipa, adică din punctul tău de vedere, din punctul ăsta avem de vedere jucători, avem jucători atât de buni încât antrenorile sunt o mare dificultate. Este greu ca să alegi un prim 11 sau ce jucători să joace. Deci nu mai vrea, Mister nu mai vrea transferuri. Transferuri... Intrări, la intrări mă refer. La intrări n-avem, eventual a ieșit. Pentru că Cristi e o piatră... Lotul a fost construit, în așa fel încât să putem să facem față la nivelul a 3 competiții. Cristi... Ori, din moment ce a fost exclus dintr-o competiție... Da, o să mai plece jucători. Cristi, e adevărat că pleacă Keita? Că aveți ofertă pentru Keita? Avem oferte pentru mai mulți jucători. Keita, pentru Birgea. Da? Am înțeles că pleacă, Keita pleacă la Arabi, că sunt șanse foarte mari să plece zilele astea? Este greu ca să discutăm, mai ales când vine vorba de zona arabă. Se poate schimba, întâmpla orice. Dar e corect că are ofertă din zona arabă? Echipa din zona arabă s-a interesat de Keita și a urmărit. Am înțeles. E aceeași echipă care l-a luat pe Otele? Nu discut, pentru că până nu avem un transfer efectuat, nu vreau să intru în amănunte. Bun. Punctul numărul 2. Bârligea. Eu o să spun niște sume pe care eu le știu și bineînțeles că tu nu o să-mi confirm sau infirm, dar o să te rog să dai din cap sau nu. Deci, în momentul de față, din informațiile de la Fanatic, ofertele pentru Bârligea sunt așa, în ordine descrescătoare. Sunt informații exclusive pe care noi le-am aflat și de la impresari și din zona voastră de acolo, de la club. 1,5 milioane de euro de la Rio Ave, echipă care în momentul de față este pe locul 7 în Portugalia, plus evident o coadă. 1,9 milioane de euro de la Como, care este pe ultimul loc în serie, a început foarte prost, evident cu o coadă. Ultima ofertă venită săptămâna trecută, 2,5 milioane de la Rubin Kazan, plus 20% coadă. Deci 2,5 milioane, asta ar fi oferta cea mai mare, acum nu știu cât vrea Bârligea să plece în spațiu sovietic. Și acum câteva minute, Cristi, 1,5 milioane de euro plus 20% coadă din partea domnului Gigi Becali aici în emisiunea la Fanatic. De la FCSB am primit oficial nimic la club. Păi n-avea când, că acum a spus-o. A spus, anunț public, te rog să-l sun pe domnul Varga după emisiune, Horia, ofer pentru Bârligea 1,5 milioane de euro plus 20% coadă la un transfer. FCSB-ul este echipa, una din echipele cu care ne luptăm pentru câștigarea campionatului. Este foarte greu să întărești, să dai un jucător foarte bun, un jucător pe care te-ai bazat, să-l dai la un club cu care te lupți pentru îndeplinirea unui obiectiv.
mai ales în contextul în care ai oferte mai bune pentru același jucător. Ce e foarte important când vorbim de transferuri, este foarte important ce își dorește jucătorul. Pentru că nu este suficientă oferta care este făcută către un club, este foarte, foarte important ce dorește jucătorul să facă. Clar. Și atunci, deci la, la FCSB, la FCSB, Cristi, 99,99%, spun 99,99% că nu se știe. Poate vine Gigi și zice, ia 3 milioane. Domnul Varga, și asta e. Dar din ce înțeleg de la tine, 99,99% nu se pune problema să întăriți o mare rivală cum e FCSB-ul. Nu, nu, eu n-am folosit asemenea termeni. Sunt mult prea duri. Pentru că noi suntem deschiși să transferăm orice jucător. Da, da. Păi vezi istoricul cu Rapidul. Vezi istoricul Rapidului într-o perioadă în care erau pe o pantă ascendentă. Adică ei au urcat. Faptul că au avut o stagnare nu s-a cauzat în urma transferurilor făcute de la CFR Cluj la Rapid. Pentru că toți jucătorii care au mers la Rapid au demonstrat, indiferent că vorbim de Brown, Petrila, modul în care evoluează, Krasdici. Dugan zici, exact. Și urmează Bârligea. Și rămâne de văzut. Orice ofertă care vine, indiferent chiar dacă este din România, în contextul în care este interesantă pentru club, o analizăm. Un lucru este cert. Dacă Bârligea și mi-asum acești termeni pe care să-i folosesc, va ajunge să evolueze la FCSB, am avea șanse foarte, foarte mici pentru a câștiga campionatul și ar fi o forță nu doar în România, și pe plan internațional, în competiția europeană. Pentru că îi cunosc calitățile. Cine? FCSB-ul ar deveni o forță și pe plan european. Exact. Da, am înțeles. Știu ceea ce le lipsește. Cum? Dacă rezistă la presiunea lui Gigi, că aici e important. Aduce mult. Bilgi aduce mult. Uh-huh. Are un caracter puternic și chiar am remarcat faptul, chiar dacă rata, pentru că ajungea cu o ușurință incredibilă în fața porții, chiar dacă rata, el era consecvent și nu întâmplător a ajuns să înscrie atâtea goluri, pentru că are o ambiție incredibilă și îl motivează orice întâmplare nefericită anterioară, indiferent că vorbim de faze de joc sau de declarații. Dar, repet, trebuie analizat, pentru că, din punctul meu de vedere, FCSB-ul ar fi mult, mult mai puternic cu un atacant de nivelul lui Bitligea. Locul lui e în Giulești. Sunt aceleași culori. Galeria îl simpatizează. Ai fost și tu la ultimul meci direct. Ai văzut cum l-au aclamat. Acolo trebuie să vină. Ce să mai pui și tu o vorbă bună și patronii să înțeleg ei până la urmă. Cristi, crezi că ar putea accepta cea mai bună ofertă asta de la Rubin, chiar dacă îți bani mai mult să meargă în Rusia, totuși, la ce se întâmplă? Este, nu știu, orice este posibil, pentru că spațiul sovietic are jucători de calitate. Din păcate, ei nu, pentru jucătorii străini care merg acolo, nu evoluează în competițiile europene și, din acest punct de vedere, ar fi un minus. Rămâne de văzut. Important este că avem un jucător foarte bun care este dorit de multe cluburi. Uh-huh. Merită, pentru adică că greu de stabilit. Oferta corectă este greu de stabilit. Păi unde, eu cred că, Cristi, cred că e undeva la 2,5, 3 plus 20% coadă, dacă mă întreb pe mine oferta corectă. Adică pe acolo, pe la 3 milioane e undeva, plus coadă. Eu, părerea mea este că dacă o echipă în România îl ia pe Bitlicea, ajunge să se lupte clar pentru câștigarea campionatului. Uh-huh. Sunt șanse perioada asta de pauză să plece? Sunt șanse reale să plece Bârligea? Orice este posibil. Uh-huh. Deci sunt șanse, am înțeles. Orice este în posibil. Afară de aceste două nume, pentru cine mai aveți oferte? N-aș vrea, tu ești foarte bine informat și nu sunt genul care să mint și de aceea m-am lăsat în discuțiile pe care le-ai dus înainte. Din punctul meu de vedere, s-ar putea să mai facă încă vreo două transferuri cu plecări.
încă două plecări. Da. Bun, jucători importanți? Jucători care au jucat. Mm-hmm, am înțeles. Da, urmează derbiul, nu? Cu FCSB, dacă nu mă înșel, nu? Sau... Da, da. Da? Da, da, da. Cum, vezi cum vezi partida? Este prematur. Încă să avem opinie. Este o partidă importantă pentru fotbalul românesc. Cu două echipe care una și-a îndeplinit obiectivul și încă o dată o felicit pe FCSB pentru faptul că au intrat într-o competiție europeană, uh-huh, și noi care nu ne-a rămas decât să ne concentrăm pe campionat. Din acest punct de vedere, e o partidă deschisă. Rămâne de văzut. Meci greu, ce... da? Uh-huh. Meci greu. Meci greu pentru ambele formații. Este meciul greu. Am înțeles. Este un meci greu pentru ambele formații. Vreau să te mai întreb un lucru. Pentru Taxidis aveți ceva? Nu, nu. Deci pentru Taxidis nu. Nu, și el își dorește să rămână la CFR Cluj. Uh-huh. S-a pregătit foarte bine și eu sper să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul. Deci undeva la, probabil la 3-4 plecări, ceva de genul ăsta. Cam pe acolo. Vedem, pentru da, că normal. Ați și pierdut banii din conferență. E logic, până la urmă. Am pierdut. Vin niște bani din jocurile care le-am avut, că am ajuns până în play-off. Da, 4-5 milioane l-ați pierdut. Sunt supărat pentru că există anumite sume care nu pot să fie stabilite, cuantificate și mă refer aici la nivelul cu care fiecare jucător îi crește valoarea atunci când evoluează într-o competiție europeană. Și aici nu vorbim de matematică, nu e o știință exactă, dar un lucru este cert. Atunci când am evoluat în competiții europene, valoarea jucătorilor a crescut, valoarea lor de piață, și din acest punct de vedere pierderea este cea mai mare. Păi asta zic, și e și normal să și vindeți jucători, să vă acoperiți găurile. Da, noi am tot vândut, pentru că și în vara trecută și acum am muncit în acest sens. Am încercat să nu mai facem alte transferuri, cu excepția lui Carlo Muhar, care el a insistat și a dorit și a primit acceptul la antrenorului în final să plece. Noi nu am lăsat. Dar nu înțeleg un lucru, de ce nu l-ați păstrat pe Muhar pentru astea două meciuri cu Pafos? El a vrut să plece, greu. Dragoste cu forța nu există în fotbal și... era hotărât, a fost dezamăgit că insistăm să rămână și în acest context ne-am construit strategia noi cei din management, doar că a avut o întâlnire cu Dan Petrescu în care au stabilit să plece mai repede. Un jucător în momentul în care nu e concentrat și știe că urmează să evolueze la un alt club, în primul rând are grijă să nu se accidenteze și să meargă sănătos acolo, să nu piardă un contract important. Și atunci este greu ca să soliciți să dea 100% și să fie apt în totalitate pentru o dublă importantă cum a fost aceste două meciuri din play-off. Cristi, cât e? Orla Biligia, am insistat ca să rămână pentru că sunt convins dacă noi l-am fi transferat înainte, sunt convins că am fi fost arătați cu degetul și lumea ar fi spus că din cauza noastră că am cedat un jucător important, chiar dacă mai avem și alte soluții foarte, foarte bune, și mă refer la Luis Muteanu, Postolache, la Peter Michael, chiar dacă aveam și alte soluții foarte bune, am fi fost arătați cu degetul, cum că din cauza noastră, pentru că am acceptat să transferăm un jucător înaintea celor mai importante partide. Da, corect. Cam cât s-a pierdut din conferență, Cristi? Undeva spre 5 milioane? Băi, acum calificarea în grupele Conference League sunt 3 milioane și ceva de euro. Asta zic, cu tot, noi, cu meciul... Noi un milion și ceva tot o să primim, doar că în situația în care am fi avut victorii în grupele Conference League, fiecare victorie aduce 500.000 de euro. Asta zic, de aia te întrebam. Plus cota jucătorilor. Da, probabil undeva spre 5-6 milioane, nu? Cam așa, grosom. Dacă ne gândim și luăm în calcul că am fi câștigat și câteva partide, da. Deci 5-6 milioane. E adevărat că Aieti vrea să plece, că și-a manifestat dorința să plece?
Haiti este un jucător care, în situația în care găsim o ofertă foarte bună, va fi lăsat să plece. Am înțeles. Da, e un jucător bun. E printre puținii jucători care au evoluat la Euro. Da, acesta. Știu. Dar de ce nu-l place Dan Pletescu? De ce nu-l folosește? Ați discutat cu el? Ce-i reproșat? Îi vede pe ceilalți mai buni. Da, eu nu, asta nu o să o înțeleg. Haiti, după părerea mea, în primii trei fundași centrali din România. La noi, dacă este la CFR Cluj, înseamnă că nouă ne-a plăcut. Noi cei care l-am transferat. Cristi, Haiti, ți-o spun răspicat. Haiti este, după părerea mea, cel mai bun fundaș de la CFR Cluj, asta e părerea mea, și este în primii trei fundași din România, este un jucător nu bun, excelent. Sunt niște ciudățenii marca Dan Petrescu, am învățat și eu să fiu mai echilibrat, știi? Și mi-am propus să fiu mai echilibrat, să nu mai sar așa, nici la gâtul antrenorilor și mai departe, dar o să o caracterizez ca o ciudățenie de neînțeles pentru mine în ceea ce îl privește pe Dan Petrescu, această nefolosire sistematică a lui Haiti, și mă opresc aici. Repet, vreau să fiu și eu mai echilibrat. Haiti a avut o perioadă în care a fost și accidentat, este important, și spun asta nu neapărat în apărarea lui Dan Petrescu, pentru a spune adevărul în primul rând. Deci a avut o perioadă în care a fost accidentat, a avut Dan Petrescu alte soluții în a evolua alți jucători. Avem jucători care au jucat puțin și sunt convins că dacă Haiti n-ar fi fost accidentat și dacă nu s-ar fi concentrat și el ca să plece la un alt club, să aibă un transfer de la CFR Cluj spre o altă echipă, sunt convins că Dan Petrescu l-ar fi folosit, mai ales că din cauza accidentărilor care au existat, a fost nevoit să-l folosească pe ABI în această zonă. ABI, care este fundat stânga, a ajuns la un moment dat să joace dreapta și acum, ultimele două partide, el a jucat în poziția în care, dacă Dan Petrescu ar fi avut posibilitatea să-l folosească pe Haiti, nu l-ar fi folosit pe ABI. Adică îi dau și circumstanțe lui Dan Petrescu. Da. Da, vedem ce o să se întâmple. Se vede, amărăciunea se vede încă pe chipul tău, să știi, se simte. Cred că totuși nimeni nu și-a închipuit, în frunte cu patronul, cu Neluțu Varga, nimeni nu și-a închipuit că puteți să ieșiți atât de lamentabil din punct de vedere al jocului, nu neapărat al rezultatului. Corect. Știi? Așa este. Da. Asta e. Cum ai zis și tu, caracterele puternice merg mai departe. N-aveți ce să faceți până la urmă. Asta e. Asta e blestemul, dar și binecuvântarea în fotbal, că după 3 zile vine meci la Constanța, la Hagi, pe care îl câștigi cu 3-0, într-un stil extrem de solid, ca să zic așa, Cristi. Da, am arătat foarte bine. De fapt, în ultimele meciuri din campionat am arătat foarte bine. Da. Cristi, îți mulțumim pentru detalii și succes mai departe. Mulțumesc. Să ne revedem sănătoși. Să fii sănătos, nerobit. Da, a fost Cristi Balaș, președintele CFR-ului. Evident a bătut după tot ce s-a întâmplat. Sunt 4-5 milioane minimum pe care le pierzi. Poate așa nu l-ai mai fi dat nici pe Bârligea, l-ai mai fi ținut. Eu cred că nu sunt ăștia 4-5 milioane. El are dreptate. Jucătorii. Cota jucătorilor, cu FCSB-ul, cu Manchester sau cu cineva, da. Crește de dublă decât exact. Poate Bârligea putea să fie vândut cu 1 milion. Sau... Da. Keita, din informațiile noastre la Fanatic, are ofertă de 1 milion de euro de la Al Wahda. Dacă știți cine e Al Wahda, echipa unde s-a dus Otele. Da. Se pare că este o relație foarte bună între CFR și Al Wahda. Deci Keita ofertă de 1 milion de euro de la Al Wahda, atâta vor să ofere jucătorii, din ce am înțeles CFR-ul ar vrea 1,2 milioane sau ceva de genul ăsta. Da, exact. Cred că 1 milion e un preț corect. E bine, o Al Wahda, repet, echipa unde a semnat Otele. Deci să n-ajungă și de acolo banii prin Vietnam. Da. Da. E bine, în zona aia știi cum e. Le iei banii, să duc jucătorii acolo, te trezești peste 6 luni că se întorc. Gratis. Pe salariul lor gratis, și joacă pentru tine. Da. Mai întâmplă. Și mai am o informație de ultimă oră de la Rapid, să-ți fac o bucurie, Robert. Hai să-ți fac o bucurie.
Melegoni, italianul de la Genoa, pe care îl vor cei de la Rapid, îl vrea și Mudică, îl vrea chiar și domnul Șucu, pentru că am înțeles că domnul Șucu are și el, cum să spun, o relație foarte bună cu câteva cluburi din Europa și unul dintre ele ar fi Genoa, poate mă înșel eu. Da, așa. Deci înțeleg că toată lumea îl vrea pe Melegoni în frunte cu acest pe Melegoni în frunte cu Șumudică. Lucrurile se apropie de final în proporție de 95%. Melegoni va fi jucătorul Rapidului, va fi împrumutat un an de zile de la Genoa. Toată lumea și-a pus, ca să zic așa, relațiile în funcțiune. Are un salariu mare Melegoni, de 50.000 de euro. Înțelegerea este că Rapidul îi va plăti jumate din bani, 25.000 de euro, și cei de la Genoa restul de jumate, 25.000 de euro. Împrumutul va fi, bineînțeles, cu opțiune de cumpărare peste un an de zile. Eu, din ce știu, aici poate tu poți să mă ajuți, și Mudică e foarte încântat de acest Melegoni, adică îi se pare un jucător interesant, dacă știi detalii sau nu. Nu știu exact, dar și Mudică și după meciul de la Craiova și-a manifestat interesul de a transfera 2-3 jucători. Una dintre poziții este ocupată de jucătorul pe care l-ai prezentat în exclusivitate. E un jucător care vine din Serie A, e rezervă Genoa. La Genoa, nemulțumit că nu joacă, cu atât mai mult dacă Genoa îi va suporta jumătate din contract și Rapidul va avea opțiune de cumpărare în vara anului viitor. Interesul jucătorului normal este să joace. Da, singura problemă era salariul, dar înțeleg că au ajuns la un numitor comun și că șansele sunt foarte mari ca zilele astea Melegoni să semneze, repet, 95%. Informațiile noastre sunt că salariul era o problemă, dar că până la urmă au aflat colegii de la Fanatic, se va împărți acest salariu de 50.000, jumate va da Genoa și jumate, bineînțeles, va pune la dispoziție, îl va plăti Rapid. Mi se pare un salariu normal să dai 25.000 pentru un jucător de Serie A, Andrei. Da, îmbucurător e faptul că patronii noștri încep să-și dea seama că trebuie să mărească investiția dacă vor să ajungă cât de cât măcar. Europa. Da. Cât de cât. Și atunci partea proastă va fi să... Adică partea proastă. Până acum nu s-au întrezărit și surse de finanțare, pentru că a investi în aceste salarii înseamnă a veni cu bani de acasă deocamdată, deoarece n-am sesizat că societățile noastre știu să-și facă bugetele și din alte surse. Și atunci sunt împrumuturi ale patronului sau ceva de genul ăsta. Pentru că, iarăși, în cazul n-am Rapidului văzut... sunt majorări de capital. Asta zic. Asta zic. Dacă în cazul Rapidului e capitalizare, asta înseamnă altceva, înseamnă că va crește și valoarea clubului. Dar, dacă vrem să ajungem acolo, trebuie să mergem către 25.000 pe lună, 30.000 ca să putem să avem jucători. Eu știi ce admir la Șucu? Deci, eu serios, eu chiar l-admir pe Șucu. A avut un început dezastros de campionat. Dezastros. Acum n-are sens să ne mai ferim de cuvinte. Da? Bă, dar îmi place de el, care are ambiția asta și merge mai departe. Poate că alții s-ar fi demotivat puțin. Poate s-ar fi gândit, dar de ce aia 5 milioane care i-am luat pe Rahmani să-i bag iar în transferul? Că uite, transferurile, cum să spun, au fost cam nereușite. Da? Că până acum, din păcate, transferurile sunt nereușite în frunte cu Jambor și cu Blajec. Da? Mai vedem la Jambor. Jambor e un băiat tânăr, hai să mai așteptăm, ca să zic joacă așa. Campionat. Să așteptăm să fie și antrenați bine jucătorii. Corect, dar ce vreau să spun... aminte de Abdallah când a venit anul la Dinamo. Da. Cum arăta Abdallah când a venit la Dinamo și cum arată acum după ce a fost antrenat de Kopić. Da. La Rapid e posibil ca unii dintre jucătorii care arată rău acum să arate rău pentru că n-au putut să fie antrenați în perioada asta de se timp, poate 2-3 și asta. Luni. Dar așa cum îți spun sincer, dacă aș fi suporter al Rapidului, aș ține cu colții de Șucu. Adică să găsești un patron care, pe care nereușitele să-l motiveze, nu să-l demotiveze, da? Un patron care și-a asumat un proiect pe persoană fizică, Lennon, și după aia a ieșit și a spus, am comis-o. Dar nu i-a convenit, normal că nu i-a convenit. Pentru că are un orgoliu, toți oamenii care au făcut bani mulți, care au reușit în viață, de fapt care au făcut bani mulți, care au reușit în viață. Șucu este un om care a reușit în viață și cu o educație fantastică, mai înțeles. Clar, îi va rămâne acolo, cicatricea îi va rămâne. Pentru că Șucu l-a luat pe Lennon pe persoană fizică, împotriva tuturor. Chiar și împotriva lui Mircea Lucescu, care i-a spus să nu-l ia. Bun. Dar acolo rămâne, undeva, dacă vrei, în orgoliu lui, de om puternic și de om important. Dar a văzut
că jucăria, ca să zic așa, cu ghilimele, stricată pe care a luat-o, a avut puterea după doar câteva etape, că putea să o mai lăle. Să-i mai dea, de exemplu, încă astea două meciuri, Iașu până și, la, cu, până și până la aia, mai înțeles. Dar Șucu a avut putere și de aia eu cred că Rapid are un patron puternic. Are un patron care va învăța să ia deciziile cele mai bune și va învăța să ia decizii și drastice, cu care poate acum nu este obișnuit domnul Șucu în fotbal. Dar începe să învețe și asta e un lucru fantastic. Fotbalul e greu. Da? E greu și pentru Șucu, e greu, a fost greu și pentru Gigi Becali. Câți bani a băgat Gigi Becali să ajungă să fie singura echipă, iacătă, care anul ăsta să meargă în Europa League. Rotarul crește, bineînțeles, lucrurile cresc, pentru că și Rotarul, uite-te echipa, e din ce în ce mai bună, de la an la an. Da, Neluțu Varca, nici nu mai vorbesc, peste 50 de milioane de euro, să iei un jucător pentru fotbalul românesc de aproape 5 milioane de euro, cu tot cu salariul ca lui Munteanu, ce poți să-i spui lui Varca? Nu poți să-i spui decât, bă, bine că existați, bă, băieți. Domnilor, băieți, înțelegeți ce vreau să spun, în limba și fotbalistică, nu îmi permit să vorbesc despre patron cu băieți și așa mai departe. Cum ar spune fanul, cum ar spune suporterul? Eu cred că la domnul șef cu experiența managerială din business-ul, din industria domniei sale, l-a ajutat mult și la fotbal, pentru că mie mi se pare că a acționat conform unui alt principiu de management, că prima pierdere e cea mai bună. Da. Și atunci, eu cred că și în afacerile domniei sale s-a întâlnit cu situația în care să aibă o investiție care să nu meargă și să oprească la timp. Pentru că, de fapt, asta este cheia, una dintre cheile reușite. Să oprești o pierdere la timp. Iar el, ceea ce a făcut cu Lennon și cu trupa lui, a fost de a opri... 95% am zis că e împrumutul italianului, nu 99%, să nu dăm fake news-uri, da? Vă rog, regie, da, te rog. Deci eu cred că pierderea asta va fi cea mai mică și de acum... Nu, da, băi, e important să ai un patron pe care eșecurile îl motivează. Pentru că atunci e un patron cu care sigur într-o zi vei câștiga. Sigur vei ajunge să te bucuri că ai ajuns pe Everestul fotbalului din România. Gigi Becali este cel mai bun exemplu. Câte eșecuri a avut el până să ajungă anul ăsta? Deci dacă din punct, punctul ăsta de vedere Șucu va avea reziliența lui Gigi Becali, va fi cum a fost Gigi, că și Gigi a fost în felul lui un rochi ani de zile. Doamne, cât a încasat. De la toată lumea, mai înțeles? A mers mai departe. Eu nu comentez acum că metodele lui sunt bune, că metodele lui sunt bune. Eu vorbesc doar pragmatic. Pragmatic ce s-a întâmplat, da, cu Gigi Becali? Indiferent ce s-a întâmplat, a băgat bani. A câștigat campionatul. Eu vorbesc de ce azi, da? A câștigat campionatul și este singura echipă calificată mai departe în cupele europene și nu în Conference League, în Europa League. Fiecare, cum să spun, poate să creadă ce vrea despre metodele lui Gigi Becali și să le critique, cum am făcut-o și noi, de multe ori aici în emisiune. Dar din punct de vedere al eficienței, al pragmatismului, Gigi Becali este de departe anul lui Gigi Becali. Când prin și Europa League, nu Conference League, iar ceilalți săraci ies și m-am uitat cu mare regret la tot ce s-a întâmplat și cu Craiova și cu CFR-ul, nu poți să-i spui, omul, n-ai ce să-i spui pragmatic. Andrei, eu știu, de exemplu, cum gândești tu și eu te înțeleg perfect. Înțeleg perfect. Eu sunt puțin mai pragmatic, mai businessman acum, mai înțeles. Din punct de vedere al fotbalului business, da, toată lumea, cum să spun, poate să se uite la Gigi Becali. Da, care cea mai mică pierdere. Cum? Care cea mai mică pierdere, poate, din cauza asta. Da. Sau datorită acestui fapt. Nu știu dacă acum dacă o să mai aibă pierdere anul ăsta. Eu știu că era 15-20, dar anul ăsta o să facă bani. Eu știu că era cam 20 minus, dar eu cred că îi face anul ăsta. Să știi. La părerea mea. Dar în fine, vedem, da. Știi cum e? Nu se termină anul ăsta. Corect. În spate te uiți și vezi că sunt 9 ani fără titlu cu cerut în România. Ai perfectă. Păi, dar spunem că n-a renunțat. Putea dar n-a renunțat. Ok. N-a renunțat. Și la fel, ar fi bine să învețe și din erorile pe care le-a făcut. Că dacă ar învăța și din erorile pe care le-a făcut, ar fi mai bun. Ar fi mai bun și atunci ar avea continuitate. Poate ar fi ajuns în Champions League. Da, adică ei tot umblă după miza aia mare de Champions. Ei tot eu zic că FCSB-ul putea să ajungă. Da, FCSB-ul dacă se califica în grupe 5 ani la rând în Conference, câți bani făcea? Dacă mai prindea încă 2 ani... Cum? În Europa, atunci putea să ajungă să dea salarii de 25 Băi, de milioane. Cum zic Maneliști, fără număr. De euro. Dar asta, ce vreau să subliniez și cu asta am închis, Elea. Admir la Șucu această reziliență, această, cum să spun, această încăpățânare de a nu se lăsa, această încăpățânare de a face o echipă europeană din Rapid. Admir lucrul ăsta. Nu e ușor să semnezi ordine de plată de milioane de euro adunate. Nu e ușor să semnezi rezilieri de milioane de euro cumulate, da? Șucu o face.
țineți de Șucu, oameni buni. Da, poate l-a avea și Șucu pe ale lui, că normal, nu e nimeni perfect. Dar țineți de Șucu. Este unul dintre patronii fantastici din fotbalul românesc. Cam cum în ultima perioadă cam sunt toți. Că ăsta e adevărul. Merită respect oamenii ăștia, toți din fotbal care bagă bani. Merită respect cu urmare. Mai înțeles. Dar că vorbim de Șucu, bă, Robert, bă, știi cum? Bă, aș ține de el? Cu tot respectul și cu tot entuziasmul de pulpană l-aș ține. Mai înțeles? M-aș pune în fața mașinii unde vrei să pleci din jur. Stai aici. Mai înțeles? Stai aici. Nu găsești așa ceva. Mai ales în ziua de astăzi, când milionul de euro e greu de făcut. Nu se mai face cum se făcea. Păi la Rapid există și o experiență anterioară. Atâta vreau să mai spun. Cu Șucu Rapidul are o șansă. Chiar are șansa într-o zi să câștige titlul și să meargă. De ce nu poate și în Champions League? Da? Este un om care are un vis. Vrea să dovedească. Sunt rari oamenii ăștia. Chiar, el are o ambiție feroce, cum a avut și Gigi, cum are normal, și Rotaru, și Varga, și toți. Mai înțeles așa? Dar știi cum e? Măcar Varga a mai câștigat, s-a mai dus în cupele europene. Mai înțeles așa? Așa, Rotaru anul ăsta are echipă. Dacă Mitriță nu pleacă, eu îl văd favorit pe Rotaru. Anul ăsta la titlu. Din punctul meu de vedere, Șucu și cel mai bun fotbal. Exact. Șucu, mai înțeles? Bă, are această ambiție, are acest vis. Bă, când ai visul, sigur îl va atinge. Dar lumea trebuie să fie lângă el. Chiar și când greșește. Lângă el și chiar și când greșește. Să nu uite ce spunea lumea rapidistă când Rapid era în Liga 4-a și când spuneau, Doamne, de ce l-am dat afară pe Cocos? De ce l-am dat afară? De ce l-am forțat să plece? Sau de ce? Ăsta este un regret al unor oameni care pierd ceva și, la un moment dat și nu sunt conștienți acei oameni de valoarea omului pierdut. Păi nu știu că să discuta, lasă, domne, dacă pleacă ăsta, că sunt alți 10 care vor să vină. I-am văzut. Și am văzut mâncau mici erau la pauza meciului. Da. Am văzut care era. Și domnul Copos, atât cât a rezistat și cât le iau mers afacerile, nu poți să a ținut Rapidul sus. Noi mai criticăm, îi mai luăm, mai nu poți să nu-i respecti. Dacă nu-i respecti, nu te respecti pe tine până la urmă. Oamenii ăștia bagă niște bani. Nu or fi niște sfinți. Da? Dar cine e până la urmă? Țineți minte? Ajuns să jucăm semifinală de Cupa UEFA? Da. Rapid cu Steaua. Da. Sfert de finală. Sfert de finală, da. Asta doar că au băgat bani. Și nici atunci n-a fost bine. No. Și da. Nu era, păi nu era bine deloc. Nu era bine. Adi, cum ți se pare Rapidul cu Șumudică? Sunt puțin cam obosit, exact cum a zis și Umudic. Nu știu, deocamdată nu am văzut meciul de la Craiova, au fost dominați și cred că m-au nevoie de jucători. Eu cred că spiritul și Umudic o să-i aducă la un nivel foarte bun. Da, mie mi se pare că, scuză-mă că te mie mi se pare că la Rapid în momentul ăsta e ca la o durere de măsea. Ai venit în momentul ăsta și ai dat cu analgezic. Asta a făcut și Umudic acum. S-a dus un pic durerea, dar trebuie să urmeze operația, intervenția. Asta va fi ceea ce va fi dificil de făcut și dacă se reușește chestia asta, Rapid are tot ce îi trebuie pentru a face performanța în România. Tot ce trebuie. Asta spun, că au început bine, eu cred că Rapidul prinde play-off-ul și nu ca anul trecut să pierdă aproape toate meciurile, cred că o să... Eu cred că am dat CFR-ul Craiova, FCSB și Rapidul pentru campionat. Ei se bat acolo. E bine că a venit și Mudică, e bine că domnul Șucu și-a dat seama și nu a mai amânat cu acel antrenor pentru că și-a dat seama că a luat o decizie greșită și Rapid o să pună pe drumul cel bun. Sigur să mai fac investiții, aduc jucători. Și Șumudică știe să gestioneze situația acolo în Giulești. Da. Eu zic că a început excelent. Șumudică, adică... Da, asta... Da. Bine. Adică mai mult... Bine, e adevărat. Perfect, erau 6 puncte. Dar era greu. Când în 6 etape aveai 5 puncte... Păi stai un pic, sunt 2 deplasări și una dintre ele la liderul campionatului și echipa care în momentul ăsta joacă cel mai bun fotbal în campionatul României. Și prima deplasare după 2 zile de la numire la Iași. Și care poate au și cel mai bun jucător din campionatul României pe Mitriță. Clar, nu, Lau. Nu. Adică e, 100% e în mod evident lucrul ăsta, dar iarăși o calitate a antrenorilor este norocul. Pentru că Șumudică a avut noroc. A avut noroc în astea 2 meciuri. Asta nu să nu fie luată în mod peiorativ sau eu știu cum.
Nu am văzut antrenor mare care să nu aibă noroc în anumite momente care sunt, pot deveni momente. Mai ales la începutul, când ajunge la echipa respectivă. Că nu poți să faci de mâine, haide să jucăm noi ăștia 11 și să-i batem pe toți. Nu. Ai nevoie de timp să-i și înveți cum este și Nea Mircea la echipa națională. Să-i înveți, să vezi ce calități au, ce poți să joace. Și mai ales că fiecare antrenor are o strategie nouă. Și atunci trebuie să-l aduc să joace cum vreau eu. Norocul e clar că are rolul lui. Da, dacă ne uităm la cifre, l-am văzut și pe Mihai Rotaru. Păi dacă Mitrița scapă de 2-3 ori sigur, portar ajută gol, meciul rămâne supărat Rotaru. Da, păi era normal să fie supărat Rotaru. Că nu câștigă acel meci cu Rapidul, că nu știu când îi mai prinde pe Rapid în situația asta. Să-i domine așa. Deci meciurile astea trebuie să le exploateze, mai ales cu o echipă care din punctul meu de vedere o să bată la campionat cu tine. Cum? Da. Mai ales cu o echipă care se prinde așa în momentul ăsta, trebuie să-i bată. Clar, dar mă uitam, Robert, probleme fizice mari pentru Rapid. Sunt mari probleme și ceea ce Andrei a sesizat foarte bine. Dacă nu ai și puțin noroc, degeaba. Jocul nu e mult, n-a fost mult diferit cu tot entuziasmul ăsta al venirii lui Șumudică, cu tot spiritul, cu tot ce s-a întâmplat în câteva zile de când el a preluat echipa. Cifrele de la Craiova nu sunt departe de cifrele de la meciul cu Sepsi, de exemplu. Dar și aici ca și la Iași, alegerile lui Șumudică la meciul de la Iași au făcut diferența. Acum a avut și neșansa ca un jucător să nu se simtă bine imediat după încălzire și a trebuit să schimbe componența. Ce informație ai despre Caid? E bine. Da? E dar bine. Ce a avut? Nu știu, o cădere de calciu. Sau i-a fost frică? Care meci? Nu cred că frică, dacă nu i-a fost frică pe Giulești niciodată, să-i fi fost frică în Bănie, mi-e greu de crezut. E pus într-o situație delicată înainte de startul partidei, când pierzi un titular, practic pregătești toată săptămâna, tot ciclul săptămânal pregătești într-un anume fel și cu 5 minute înainte de meci ești nevoit să schimbi sistemul. Rapidul ar fi jucat un alt sistem dacă Cai nu devenea indisponibil, cu atât mai îmbucurător este rezultatul. E clar că sunt probleme fizice și asta nu o neagă nimeni și a remarcat-o și Șumudică. Sper ca în... Când ai probleme fizice, nu scapă Mitrița de la 25 de metri singur cu portarul. Adică te aperi puțin mai jos dacă tot nu putem să alergăm. Iar perioada asta de pauză acum, de întrerupere pentru meciurile echipei naționale, pentru Șumudică vine ca o mânușă. Pentru că are timp, are o săptămână întreagă să lucreze cu echipa, probabil va face și sesiuni duble de antrenamente în unele zile ale săptămânii, vor juca un meci amical la sfârșitul săptămânii, iar după aceea are un ciclu săptămânal pentru a pregăti jocul din Giulești cu Universitatea Cluj, iar după meciul cu Clujul joci tot acasă, practic joci la Clinceni, unde sunt convins cu Slobozia, unde sunt convins că stadionul va fi plin de rapidiști. Mai mult decât atât, dacă tu ce ai anunțat în exclusivitate, 95% se va face și transferul italianului, ai timpul necesar să-l integrezi un pic pe băiatul ăsta, că eu sunt convins că ăsta, dacă vine, va veni să joace titular. Și Șumudică se va baza pe el din primul meci. Și atunci ai câteva zile plus o săptămână, un ciclu săptămânal întreg, să îi transmiți jucătorului respectiv ce aștepți de la el, ce înseamnă Giuleștiul, cum joacă echipa și așa mai departe. Deci, cred că e cel mai bun moment pentru a veni 2-3 jucători noi în această săptămână și... Cât de cât să ai timp? Să ai cât de cât timp. Nu, eu și echipa să lege 2-3 rezultate, 2-3 victorii. După părerea mea, Șumudică a avut un debut perfect. Ca joc, a doua repriză, a fost un joc în care echipa a suferit, cum a spus și Andrei. Da, ai dat doar cu, cum îi zice, cu... Ai dat cu anestezic. Cu anestezic, da. Dar asta o știe și Șumudică. Dar nu interesa pe nimeni, cel puțin pe mine. Nu mă interesa să vină Șumudică ieri și echipa să joace fotbalul la șampanie care îl vrea toată lumea. Pe mine, ca suporter, mă interesau punctele. Da. Punctele pentru peste 2 luni jumate, 3 luni, toată lumea se va uita în clasament și va spune, ai numărul ăsta de puncte. Nu, mamă, ce frumos a jucat Rapidul și a ratat și n-a avut noroc sau a avut prea mult noroc și așa mai departe. Nu, te uiți pe clasament, bă, pe ce loc suntem? În primele 6.
Ăsta e obiectivul intermediar. Primele șase și e mai puțin important în, în momentul ăsta problemele fizice și de lot. Că de ce să nu recunoaștem? Rapidul în momentul de față nu are un lot la nivelul FCSB-ului, la nivelul Craiovei și la nivelul celor de la Cluj. Cu 3 transferuri, 2-3 transferuri, câte vor fi ele, din jucătorii care în momentul de față sunt titulari, probabil vor trece pe banca de rezerve și atunci vei avea niște variante în plus și să faci la fiecare meci poate 5 schimbări, ceea ce în momentul de față nu prea s-a întâmplat la Rapid. Deci, pauza asta cred că vine foarte bine și sper ca Șumudică, începând cu meciul cu Cluj, să lege 2-3 victorii consecutive. Foarte greu. Liderul campionatului, o echipă cu experiență, Rapidul, așa cum am spus și mai devreme, este cea mai tânără echipă din Superliga. Întâlnești niște jucători care au jucat la un anumit nivel, obișnuiți cu presiunea, obișnuiți cu obiectivele și mai mult decât atât un antrenor care i-a pus anul ăsta foarte, foarte bine în teren și sunt și pragmatici, știu când să, cu Nistor care știe când să rupă ritmul, știe când să calmeze lucrurile. O echipă cu un Chipciu care vine cu un boom de moral acum să reîntoarce și la, la echipa națională și va fi un meci foarte greu. Dar fiind pe Giulești și cu ceva noutăți în primul 11 al Rapidului, eu cred că Rapidul se poate impune. Mai avem și o informație de ultimă oră. Alexandru s-a dus la lot. Da? S-a prezentat la lot. I s-a făcut dimineața un remene. Șansele sunt 50-50 să rămână. Nu știu dacă tu știi mai mult. Nu, știam și eu că s-a prezentat înainte să intru în emisiune. Știam că s-a dus acolo. Da, exact. Da. Și a fost luat în primire de Claudiu Stamatescu, de doctor echipei naționale, și face toate valorile acum. Pentru că... Dar sunt o șansă, chiar dacă nu mare, este să rămână totuși cu lotul. Păi da, pentru că sunt două meciuri și al doilea meci este pe data de 9. Da. Deci astăzi suntem 2, mai este o săptămână. Am să vedem cât de gravă este, probabil că e o întorsă la gleznă ceva. De cât de gravă este și dacă se poate recupera, pentru că să te recuperezi înseamnă să apuci să faci niște antrenamente. Nu doar să nu te recuperi. Nu să ajungi pe 9 și să dezumple glezna. Eu cred că va fi trebuie greu. Trebuie să ai minim 4-5 antrenamente, mai ales cu 6 spate. Acum până la meciul cu Kosovo. Da. Nu, e greu. Și până mai sunt, fi greu mai sunt două. Unul de recuperare cu cei care au și jucat. Și unul dinaintea meciului cu faze fixe. Și faze fixe, o dezmorțire și puțină rapiditate. Cred că va fi greu. Apropo de Șumii, hai să vedem imaginele alea din benzinărie. Iar a fost spectacol, da? N-ai, cu Șumudică e spectacol, mai înțeles? Adică ai media asigurată din, din toate punctele de vedere și nu doar medie, reclamă pentru echipă, că despre asta este vorba, da? Ia să auzim și să auzim sunetul. Da, spectaculoasă imagine. Hai să le mai vedem o dată. Ia, tot așa, lăsați-le cu sunor.
Da. Ăsta e Rapidul. Da. Nu? Ăsta e Rapidul. Au venit două rezultate. Iubește-l și ai să nebunești. Și domnii cu asta verde, e, adresa... Asta e, faza, asta e faza în care abia aștept să ajungi în benzinărie, că e și faza cealaltă în care... În care te uite, sete, nu ți-e sete, te rogi la Dumnezeu să nu, să te rogi la Dumnezeu să nu se aprindă becul la rezervor, că e deranj. Asta e farmecul Giuleștiului, până la urmă, suporterilor care merg după echipă în miez de noapte și, atenție, după un rezultat de egalitate. E adevărat, după o victorie la Iași foarte importantă, până la urmă lucrurile astea îi motivează pe jucători și partea cealaltă de care a amintit și Andrei ar trebui să îi responsabilizeze mult mai mult. Da. Mai avem o informație de ultimă oră, apropo de echipa națională, dacă până la urmă Alexandru nu va putea fi recuperat, informațiile noastre sunt că va fi convocat Grameni în locul lui Alexandru, chiar dacă e under-ul, nu? Sunt meciuri importante. Acum o să vedem dacă informația este corectă sau nu. Și care veni Grameni în locul lui Alexandru, ar fi convocat. Ai niște dubii, nu? Că e acolo deja. Da, am niște dubii, pentru că chiar dacă domnul Lucescu își dorește să aducă jucători tineri la echipa națională, pe de altă parte vrea ca jucătorii tineri să prindă experiența unor turnee finale pe care le consideră extrem de importante, că sunt de junior, că sunt de tineret, de orice fel, iar echipa națională de tineret e implicată în această fereastră în două meciuri extrem de importante pentru calificarea la următorul turneu final. De ce ești mai degrabă sceptic, nu că ar fi Grameni chemat, nu? Da, da. Ar fi al patrulea turneu consecutiv la care s-ar duce o echipa națională a României. Asta înseamnă patru generații care prind un turneu final de campionat european de tineret. Și înseamnă mare lucru în experiența căpătată. Acum număram la campionatul ăsta european de seniori. Am avut 16 jucători care au avut cel puțin experiența unui turneu final în spate. Și cred că pe alocuri a contat. Da. Adi, ce se întâmplă cu farul lui Gică Hagi? Un început nu prost, foarte prost. Gică cam așa începe. Am în fiecare nașară a început pe toate, pentru că vin de jucători, vin alții noi. Acum s-au acoperit cu alții care au mai trecut pe la el, pe la echipă. Cred că puțin nevoie de timp și o să fie din nou acolo. Da? Da. Da, deci crezi că este vorba doar de timp? Atât? Doar pentru că el așa începe prost? Că așa, da, într-adevăr, începe prost. Tot și acum un an iar începe prost. Prost, da. Tot la fel. Eu cred că jucătorii noi care au venit la echipă să adapteze la sistemul lui de joc, pentru că nu este ușor. Pentru că el cere cam același lucru de la jucători, să paseze mingea și să joace. Grija de minge exact să... Noi atacăm lent sau cum atacăm. Am o întrebare la tine și am o întrebare la voi, la toți trei. De câte ori o ciorbă poate fi reîncălzită? Depinde de cine o pune în cratiță și cine... Nu, dar de câte ori? Adică, uite, mă uit, de exemplu, la povestea cu Alibec. Ok, adică, pe bune. Adică... Eu cred că domnul Hagi îl face iar să joace foarte bine. Nu, eu vă bine, întreb, de câte ori o ciorbă poate fi reîncălzită? Depinde de jucător și de bucătar. Și să-și păstreze un minim de savoare. Depinde de bucătar, că mai pune ceva acolo, mai aruncă un praz, o ceapă, un morcov. Păi pare să că până acum nici bucătarul n-a găsit rețeta. Eu cred că domnul Hagi o va scoate la cap. E greu, Horia, gândește-te că în fiecare an... Sunt, agreem cu toții că nu e greu, e foarte greu. Eu întreb, de câte ori însă o ciorbă se poate reîncălzi? Depinde de la caz. Nu era la caz mai bine să dea drumul la niște jucători tineri masiv? Masiv. Pur și simplu, să-și asume că anul ăsta nu prinde play-off. Nu știu cât de... E vorba de bani? E vorba și de bani. E vorba adică și de nu bani. Își permite acest lux, Hagi? Păi... Apropo și apropo uite de Gică vine, Hagi, uite, doar o secundă. Popescu, da, da, apropo păi de Gică Hagi, apropo de Gică Hagi, miercuri va fi o uriașă lansare, o mare lansare. Tot ce a construit acolo, baza, academia, tot, înțeleg că s-a muncit, cum să spun, incredibil, așa dacă am înțeles. Că nu, înțeleg că s-a muncit, e ceva de la nivelul Barcelonei și lui Real Madrid. Miercuri va fi lansarea și vom fi și noi cei de la Fanatic acolo. Înțeleg că a făcut ceva Hagi nemai văzut în România, nu? Da, câteva milioane de euro investite în hotel.
baza de antrenament, terenurile care sunt acolo, într-adevăr, investiții foarte, foarte mari, atenție din banii proprii. Din banii proprii, la fel cum a început când a lansat Academia, continuă investițiile, a fost ajutat, e adevărat, și de performanțele care le-a obținut cu echipa mare și sumele pe care le-a încasat, dar gândește că trebuie să modernizeze baza, trebuie să crească jucători, a avut performanțe în Superligă și în fiecare an să recreeze sau să creeze 5, 6, 7 jucători, să facă un prim 11 bun și să aibă iar rezultat. E foarte, foarte greu. Mai ales că nu ai un buget în spate la nivelul celor care se bat an de an la primele 6 sau care își propun să câștige campionat. Și atunci e normal să mai apară și astfel de momente. Revine la strategia de a aduce jucători înapoi care nu au dat randament prin alte părți sau nu au jucat sau din diverse motive se întorc în România, pentru că știu filozofia domnului Hagi, știu ceea ce se întâmplă acolo și scurtează foarte, foarte mult perioada aceea de acomodare, perioada de trecere de la un club la altul, de filozofie de joc, de metodologie, de antrenamente, tot ceea ce înseamnă farul domnului Hagi. Bun, dar vroiam să vă dau niște declarații ale lui Gică Hagi de seară, dar îl avem pe președintele Rapidului, pe domnul Viorel Moldovan la telefon. Bună ziua, domnul Moldovan! Bună ziua! Înainte să vorbim cu domnul Moldovan, să vă mai dau o informație în exclusivitate, marca Fanatic. Acum știți cum m-am întors din concediu, da? Vezi, nu? Sunt ca ăla. E ca emoticonul ăla care l-ador eu, care mi-l trimis tu. Karate, picioare, nu știu ce. Nu se ia astăzi o decizie în ceea ce îl privește pe domnul Berchtorg. Acum am vorbit prin mesaje cu domnul Diosecii, care este în ședință, dar mi-a spus că astăzi nu se ia o decizie, șansele sunt 50 să rămână, 50 să plece în momentul de față domnul Ștorc, dar domnul, cel puțin la ora asta, domnul Diosecii mi-a spus că astăzi nu se va lua o decizie, sunt ședințe puternice la Sepsi cu antrenorul, cu jucătorul și așa mai departe. Vezi cum e, Viorele, nu mai e la voi, s-a mutat la alții, ca așa e în fotbal. Da, din păcate, așa este și serios, nu este un prilej de bucurie atunci. Nu e, normal că nu e, mai ales că tu ești un tip de foarte mult bun simț și ești genul de om care te-am văzut. Tu nu te bucuri niciodată că moare capra. Dar nu am motive, nu sunt educat așa, sunt bucur să moare capra. Și noi cred să ne vedem de ale noastre în momentul de față și să ne punem la punct din toate punctele de vedere. Să asigurăm toată logistica lui și să obținem rezultatul. Normal, da, dar vezi cum e viața, da? Acum s-a mutat nebunia la Sepsi. Da, așa este. Asta este. Deci astea sunt ultimile informații. Deci s-ar putea să nu... Se pare că nu se va decide soarta domnului Ștorc. Se va decide mâine, ședințe puternice și cu domnul Ștorc și cu jucătorii. Nu știu, înclin să cred că e în pericol domnul Ștorc. Așa înclin să cred. Viorel, mulțumit de Șumudică de aceste două etape? Sigur că da, cum să nu... Ținând cont de situația noastră, a venit într-un moment complicat și a reușit să aducă 4 puncte din 2 deplasări complicate și greve la Iași, respectiv la Craiova, împotriva unor adversari care, să facem aminte, Iașiul venea după victorie și un egal cu Dinamo și victorie cu FCSB, iar Craiova, chiar dacă a pierdut împotriva lui Dinamo, are o dinamică de joc foarte bună, este o echipă de mare, mare calitate și nu este ușor să obții puncte pe terenul ei. E cam echipa cu cel mai bun joc în momentul de față, cred. Exact. Ați suferit și voi în repriza a doua, nu cred că exagerez. Nu, are jucători de dezechilibru, jucători care te pot destabiliza în orice moment, dacă nu ai organizare foarte bună. Noi am avut această organizare la Craiova. Din punct de vedere defensiv, nu le-am dat șanse prea mari, chiar dacă, într-adevăr, pe ofensivă am avut de suferit, dar am sacrificat acest lucru pentru a obține acest punct care să ne aducă o liniște, să zicem așa, și să ne pregătim mai bine în această... Deci, pe o scară, dacă am fi la școală, pe o scară de la 1 la 10, ce notă merită și Șumudică pentru astea două etape? 8. Un 8.
un nota 8, 8, chiar 8, 8,5, nu pe acolo, nu? Ok, să-i dăm 8,5, poftim. Bun, am înțeles. Bun. Să vină la mărire. Da, să vină la mărire, da. Viorel, ce faceți cu transferurile? Care este situația lui Melegoni? Suntem în discuții foarte avansate, sperăm să reușim să închidem acest transfer la finalul acestei zile. Așteptăm niște date din partea agenților și vom vedea. Noi suntem optimiști și sperăm să închidem acest transfer. Da, eu cred că cel mai important e dacă jucătorul ați obținut ok-ul jucătorilor, că asta cred că e cel mai important. Lucrurile sunt foarte pozitive. Dacă așteptăm să-l închidem, de seama ori, că suntem pe... Deci și jucătorul normal. E pozitiv pentru experiență, da, la Rapid. Este pozitiv, bineînțeles. Problema este alta, în momentul de față la noi, este că trebuie să eliberăm aceste locuri de pe listă și încercăm să găsim soluții pentru a elibera locurile și a face loc nu numai lui Melegoni, pentru că se știe prea bine, avem nevoie și de un atacant, căutăm și acest atacant, sunt mai multe discuții, da, știu, pe care le purtăm în paralel. Înțeleg că, lucrezi, Viorel, la, înțeleg că lucrezi împreună cu Șumi la trei transferuri, din ce asta am înțeles în momentul de față. Da, sunt discuții, așa cum spuneam, paralele cu mai mulți atacanți, există variante. Acum rămâne să vedem dacă vom cădea la un acord cu ceea ce ne dorim noi. Normal că vă analizăm foarte bine și împreună cu Șumi, cu toți cei implicați, căutăm soluțiile cele mai bune. Am înțeles. Este chiar atât de bun acest Melegoni? Te întreb pentru că mă gândesc că te-ai uitat pe casete, mă gândesc că l-ai urmărit. Da, bineînțeles că ne-am uitat. Este un jucaș interesant, un jucaș care a fost o mare speranță la vremea lui, a fost cumpărat de către Genova cu o sumă destul de interesantă, 4 milioane de euro, dacă nu greșesc, dar nu a reușit să facă acel pas și să devină un jucător important pentru Genova. A mai fost împrumutat și în alte campionate, mă refer campionatul belge la Standard Liège. Este un jucaș care poate să-ți lege jocul și să-ți aducă mingea în față. Un optar, un opt, un jucător de travaliu, un jucător cu abilitate tehnică destul de bună. Am înțeles. Am înțeles că sunteți interesați și de românul Alexandru Dobre. Suntem interesați de foarte mulți jucători, ori așa. Nu, de Dobre te-am întrebat pentru că e român, știi cum e, de-aia te-am întrebat. Mai ales român, asta spuneam, Alinaur. Normal că ne-am dorit să avem cât mai mulți români în lotul echipei. Păi de-aia te-am întrebat de el, că așa știu că lucrați la multe piste. Știm situația lui, știm că a devenit liber de contract de la Famalicao. Suntem la zi cu tot ceea ce a făcut, a realizat acolo. O să vedem. Este o soluție și el, mai ales acolo în banda dreaptă. Da, și înțeleg că un jucător experimentat, un jucător totuși a jucat de la Dijon, cum se spune? Nu căutăm astfel de jucători experimentați, pentru că avem foarte mulți tineri și trebuie să încadrăm pe acești tineri. Da. Avem nevoie de experiență. Și știu că vreți români, Viorel, eu știu că asta e filozofia voastră. Da, căutăm români, bineînțeles, dacă i-am găsit și am găsit profilele care să ne convine și să ne ajute să aibă valoare și să poate să facă față în Giulești, să joace pentru Rapid, pentru că e particular să joci pentru Rapid. De multe ori sunt fotbaliști foarte buni care activează în țară la echipe foarte bune, dar atunci când îi transferi și aduci în București, au probleme în a se adapta. Așa este, așa este. La Rapid, la FCSB, la Dinamo, presiunea este foarte mare și trebuie să te ține bala marele ca să-i faci față. Corect. Dobre, Alex Dobre, unde poate să joace? Că eu nu sunt așa specialist. Bandă dreaptă. Aha, deci bandă dreaptă. Da. Bine, jucător cu multă experiență, Viorel. Da, este un jucător cu multă experiență. În atenția echipei naționale, căutăm astfel de jucători. Este în filozofia clubului de a reacta acești jucători care poate la un moment dat sunt într-un declin.
Da, bine, nu cred. Cred că e un jucător totuși care dacă ți-a jucat un an jumate în prima ligă portugheză, s-ar putea să fie interesant, zic eu, pentru... A, poate e prea mult spus de Klim. Ok, să spunem... Să zicem... Poate caută și el un alt challenge cu altă motivație. Exact, adică un jucător care caută un alt challenge, cred că. Da. Știi, una peste alta. Săpunarul cum se simte, Viorel? Săpunarul face eforturi considerabile. Să se iau din punct de vedere fizic, el are acele probleme la tendon și, normal, ultimele două jocuri le-a jucat cu infiltrații, a încercat să-și ridice nivelul și să dea totul, dar a văzut că suferă din punct de vedere medical. Uh-huh. Sperăm acum, după întreruperea asta, sau această întrerupere să fie prielnică pentru el și să reușească să recupereze. Dar îl recuperați în astea două săptămâni? 100%. Adică șansele sunt să-l recuperați sau s-ar putea să nu? Eu cred că da, două săptămâni. Sunt două săptămâni. Acum rămâne de văzut și programul de antrenamente. Ce va fi, dacă va putea să parcurgă antrenamentele împreună cu echipa aici, Șumi e mai... Da, e mai în măsură. Din acest punct de vedere, să vă dea mai multe informații. Noi sperăm. Săpunarul este un jucător important pentru noi, un jucător cu mare, mare experiență, un lider de care avem nevoie. Da. Mă gândeam, apropo de lideri, începe și Sigrist să arate lider. Da. Sigrist este un portar foarte bun, de asta știam acest lucru. Am avut de ales între el și al doilea portar al lui Nant, cel care a cine, semnat... Cine e al doilea portar al lui Nant? Nu mai vine acum. Remi, nu mai îmi aduc aminte exact, dar știu că a semnat la Lyon, al doilea portar al lui Nant, tot așa un portar de tare, jucător de picior stâng, și până la urmă am luat decizia. Vă felicit pentru transfer, să știi, Viorel. Felicitări pentru transfer. Formidabil portar. Le mai nimerim și noi, Horea, din când în când. Lăsați, nu fiți modești acum, că după Viorel, după o carieră întreagă ca și fotbalist, ca și antrenor, ca și de toate, nu, chiar cum să spun, ești foarte bun în ceea ce faci. Ar fi culmea. Nu pot să fii perfect și să-i nimerești pe toți. Se mai dau și rateuri, trebuie să recunoaștem acest lucru. Asta corect. E chiar, că n-ai ce face. Au dat rateuri alții mai mari. Ei mai știu, dar Sigrist este, după părerea mea, da, o mare achiziție a Rapidului. Asta e părerea mea. Exact. Este un portar cu mare experiență, un portar cu mare personalitate, îți dă multă încredere, are anvergură, este până în momentul de față portarul care s-a impus. Eu zic că va deveni cel mai bun portar din România foarte rapid. O să vezi. Eu cred, deci să nu-l lăudăm atât de mult și să... Ba nu, crede-mă, mă uit la el cum arată și știu, eu știu un lucru, știu că are 4 kg în plus în momentul de față. Aici, când se va pune la punct, va zbura și mai ușor. Nu, să știi, Viorel, că nu exagerez, m-am uitat la el. Are alură, are personalitate, are alonjă, știe să iasă, cum să spun, mi se pare un portar foarte sigur, care nu gafează. Uite, o să vezi, mai vorbim până în iarnă. Sper să nu fie atât de mult solicitat de către adversarele noastre. Asta a resemnat, ne-a pus în punct foarte bine din punct de vedere defensiv, pentru că totuși în fiecare joc am primit gol. Da, de multe ori se câștigă și marcând doar un singur gol, nu marcând mai multe. Dar este acolo și, într-adevăr, este un mare câștig pentru noi. Da. Înțeleg că tot așa din de la Rapid, înțeleg că apropo de cei 2-3 jucători că trebuie să faceți loc, sunt șanse foarte mari să plece Blažek? Destul de complicat. Dacă stăm și ne uităm la compartimentul defensiv, suntem destul de fragili acolo, chiar dacă avem 5 jucători în momentul de față, dar ținând cont de situația lui Cristi Stăpânaru, e cam complicat. Încă nu s-a luat absolut nicio decizie, vom vedea ce se va întâmpla, dar nu putem să rămânem descoperiți. Deci, mai degrabă nu, Blažek, nu? Da. Mm-hmm. Am înțeles. 3 jucători nu o să trebuiască, nu, să vă despărțiți de ei, sau mă rog, să-i dați
împrumut. În momentul de față sper să reușim doi jucători să putem elibera. Am înțeles că și Mendez ar fi pe lista asta de a fi dat împrumut, chiar dacă a venit de curând. Nu este vorba de Mendez, el de-abia a venit, practic s-a dat jos din avion și a și fost folosit. Eu nu aș fi făcut acest lucru, dar mă rog, trebuia o perioadă de timp pentru a se adapta măcar o săptămână, două săptămâni cu grupul, să zic așa, dar așa a fost situația atunci și a jucat la Buzău. Nu a făcut rău din punctul meu de vedere atâta timp cât a putut o repriză, după care s-a accidentat la jocul cu Dinamo, iarăși nu a făcut un meci rău până la acea accidentare. Acum sperăm să recuperăm și să vedem, pentru că sunt destul de multe opțiuni acolo în zona... Și cine își mai revine? Cine își revine zilele astea? Cine e recuperat? Romada, da? Care deja de astăzi integra grupul, Emers, și el de astăzi va integra grupul, se va alătura echipei. Și cam ăștia doi erau. Caic este plecat la echipa națională, la ultimul joc a avut o problemă medicală, nu a putut joace. Dar e ok, Caic, nu? Este ok și a revenit. A avut cădere de calciu, ce nu? O cădere de calciu, niște amețele dintr-o dată așa la încălzire. Ce? Mă auzi, Viorele? Ce bine, da. Ce bine să faci 4 puncte din ultimile două meciuri. Parcă altfel se vede viața. Nu îmi spune Horea că am trecut prin purgatoriul ăsta, parcă nu se mai termina azi. Cât ai dormit noaptea, dar sincer? Cât dormeai noaptea, sincer, în perioada asta grea? Cât ai dormit? Toate frământ. Nu am ținut o evidență așa. Îți dai seama, trec prin cap foarte mult. Adică sunt convins că ai avut multe insomnii. Normal că ai gânduri foarte multe, nu ți-e de colo când vezi că echipa nu funcționează, când vezi că jocul pe care îl propui nu se ridică la nivelul așteptărilor fanilor. Că patronul bagă milioane! Da, normal că este foarte neconvenabil. Da, altă viață acum? Mai respirăm, da, să zicem. Nu râdem în totalitate, dar totuși cu 4 puncte din 2 deplasări, da. Hai să ne punem la punct din mai multe puncte de vedere după întreruperea asta, să găsim plombele necesare și să sperăm să arătăm un alt fotbal și altfel după întreruperea aceasta. Mulțumesc, Viorel, și succes! Cu mare drag! Zi bună, vă doresc! Mulțumesc! A fost Viorel Moldovan, președintele Rapidului. Ne cam oprim aici. O să dăm în încheiere declarația lui Gică Hagi, care a fost bătut fără drept de apel de Dan Petrescu ieri. 3-0 a câștigat Dan Petrescu la Gică Hagi acasă. Asta e. Nu poate nici Hagi să facă minunea în Dan până la urmă, că na. E greu. Mulțumesc mult, Andrei Vochin. Succes cu Nea Mircea. Da? Mulțumesc mult, Robert. Te așteptăm joi la emisiune. Ai deja invitatul? Este surpriză. Te lupți, am înțeles, da? Și mulțumesc mult, Cobra Ilie. Urmează în aproximativ 10-15 minute Max Profețiile lui Mitică, 1-1, eu cu Dumitru Dragomir, tot pe site-ul fanatic.ro, în direct și în exclusivitate. Emisiunea de astăzi, dacă doriți să o revedeți, de la ora 17:30 de minute, în direct pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook, Horia Ivanovici. Mulțumim Superbet, sponsorul principal al emisiunii și sponsorului premium Aqua Carpatica. Vă mulțumim și dumneavoastră, care sunt convins că v-a fost dor de noi. Și mie le spuneam la băieți, zic, bă, chiar mi-a fost dor de voi. Le ziceam la toți trei, și lui Cobra, și lui Robert, și lui Andrei. Sunt convins că și vouă v-a fost dor. V-am promis intervenții interesante, exclusivități, analize și ne ținem de cuvânt. E doar începutul, de-abia ne încălzim. Astăzi a fost doar încălzire. Nu uitați, în 10-15 minute Max Profețiile lui Mitică, eu cu Dumitru Dragomir, show-ul show-urilor din online, iar acum încheiem cu declarațiile unui Hagi amărât. Da? Asta este situația. Haideți să vedem lucrurile bune, să vedem miercuri absolut fenomenal ce a construit acolo din banii lui, da? Gică Hagi la, acolo la Ovidiu, la Constanța, merită respect acest om. Gică Hagi amărât, probabil ca la fotbal, astăzi e jos, mâine sus, iar noi revenim cu Mitică Dragomir. Rămâneți pe fanatic.ro, site-ul exclusivităților de sport din România și nu numai, și mulțumesc tuturor băieților care m-au ajutat, în frunte cu producătorul meu, cu Adrian Barna.
moment dificil, un moment greu. Ne așteptam la o prestație mult mai bună, mai concretă. Cred că n-am fost lucizi, n-am știut ce vrem. În sensul că ofensiv destul de ei ne-au dat mingea, ne-au așteptat, destul de previzibil, destul de lent, o construcție previzibilă, lentă. Circulația mingii, nu mai vorbesc, destul de doar o fază, două, ce am făcut acolo cu Ganea în partea stângă, unde am împins cu Popescu cât și el cât a putut să facă, deci atacanții greu în mișcări, combinații grele, așa că cum să surprinzi o echipă puternică cum e CFR-ul. Ne-au așteptat, noi am ratat ocazia care am ratat-o, ei au marcat și na, după aceea a doua repriză la fel, la pauză, că să avem răbdare să o ducem, să o facem, parcă am mai făcut ceva, dar nimic așa care să te facă să ți arate că poți să câștigi meciul. Deci o prestație lentă, previzibilă și atunci e clar că o echipă puternică vine și te bate și te face să să fii dezamăgit. Cred eu că toată lumea în seara asta, cu suporterii, cu toți, cu jucătorii, noi, toată lumea e dezamăgită de prestațiile. Am zis că trebuie schimba ceva, trebuie să găsim soluții, trebuie să găsim lucrurile ca să putem schimba ceva. Că trebuie să găsim cauza de ce am ajuns așa și vom vedea. Cam asta e tot ce am văzut astăzi. În rest, CFR-ul mi-a bătut clar, am pierdut un meci destul de clar. Cu toți suntem de vină. Nu știu ce să zic mai, poate trebuie să coborâm cu picioarele pe pământ, trebuie să vedem niște lucruri care să mergem înainte, pentru că trebuie să schimba ceva. Putea să rate altul meci dacă Gabi ia cu acea ocazie? V-am zis, fotbalul e făcut din mici detalii, da, poate fi de acolo, pare că diferențe, nu, e la munchii de cuțit, mici detalii care fac și situații care, momente, oportunități ca în viață și decizii care le faci bine sau nu ies, dar nu cred că un meci tu poți să stai într-o fază. Trebuie să facem mai mult, trebuie să jucăm mai mult, trebuie să arătăm mult mai bine. E a treia înfrângere pe teren propriu, te îngrijorează faptul ăsta la Constanța să fie care vezi? Clar, e clar. Te îngrijorează pe toți, suntem dezamăgiți. Cu gândul ăsta mergem, trebuie să căutăm soluții, să vedem. Știu că ne-ați zis că încă vă gândiți pentru o posibilă venire a unui fundaș dreapta. Se simte acolo, în primul gol a venit pe partea dreaptă. Nu vreau să vorbesc acum lucrul ăsta, avem o zi în care să ne odihnim și după aia să analizăm ca lumea și trebuie să mergem în față. Știu că va fi un an foarte greu și trebuie să ne odihnim și să venim încrezători, puternici, dacă cine nu, atunci va fi greu. Deci dacă nu facem asta, trebuie să revenim iară la tot ce eram noi. Cât de bine vine pauza asta pentru foarte? Nu știu, nici știu dacă e bine, dacă nu e bine. Era bine să câștigăm și să mergem fericiți. Acum clar că suntem într-o pauză triști și trebuie să analizăm foarte mult. Să folosim această pauză în analize foarte bune prima săptămână sau primele zile acum și să vedem să scoatem ceva din toate astea, pentru că și noi și conducerea și cu toții trebuie să analizăm, pentru că nu cred eu că cineva e mulțumit de un club că cum merg lucrurile. Și atunci e clar că trebuie să facem ședințe și analiză. Și o întrebare. Galeria a cântat până la final, i-a și aplaudat pe băieți și a încurajat. E surprizător. E clar, da. Ei știm deja, ei sunt cu echipa, ne ajută, dar cred eu că n-am putut în seara asta, din păcate am dezamăgit. Da, meciurile celelalte se pot întâmpla, cu toate că eu cred că nu ține tot mult din multe lucruri care sunt de conectare și de cum trebuie să arăți, dar la meciul ăsta cred eu că CFR-ul a fost mult superioară nouă la toate capitolele, atât chiar dacă a luat fotbalul defensiv cu ofensiv, dar mult mai conectați, mult mai rapizi, mult mai bătăioși, mult mai primi la minge,
au câștigat duelurile și când câștigi duelurile e clar că cât poți să joci. Noi n-am creat, n-am știut să creăm, n-am știut să dezvoltăm jocul.